poziția domnului primar, numărul 443 din 23 a 11 ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 13, absentează nemotivat domnul Roșcanior și domnul Oprea Costeaz. Fiind prezentă majoritatea dintre dumneavoastră, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog prezentați ordinea de zi. După cum ați fost informați, ordinea de zi aveam 7 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, 2 suplimentări și punctul divers. Cine este pentru ordinea de zi? Da, abțin și vreau să motivez. Am adus la cunoștință și anul trecut și anul ăsta o parte din problemele care ne confruntăm pe comună. În ideea în care nu am ajuns la nicio înțelegere, am luat decizia ca să mă exprim corect de ce o să mă abțin de fiecare dată la toate proiectele, că sunt bune, că nu sunt bune, dar n-am încotro, vis-a-vis de abuzurile executivului. Adică, anul trecut am vorbit în ședință de mașina primăriei că face risipă de motorină. Domnul primar a motivat că se încadrează în cantitatea respectivă. Am înțeles. Anul ăsta iar am adus la cunoștință că se folosește mașinile primăriei, mai în special una, două. Iar am fost luat, cum am fost luat, colegii mei n-au avut niciun punct de vedere asupra risipii care se produce zi de zi, lună de an de an. Adică, mașina Duster, în afară că o folosește domnul primar, vinerea, sâmbătă, duminica. Ei, primar, asta e. A ajuns să meargă și oameni de la pădurii cu ea. Nu mai spun că și fiul dumneavoastră merge cu mașina, chiar dacă nu-i deci de luni până vineri. Uite-l. A doua la mână, a treia la mână. Anul trecut am văzut vitanja prin Coțofănești. Acum de vreo 2 săptămâni prin Ștefan cel Mare. Am înțeles că la timpul ăla nu se putea emite un proiect de lege de Consiliu, că era în anii aia, 5 ani sau nu știu cum. Pentru taxe. Cum? Pentru taxe. Pentru taxe. Să ne spuneți dacă a depășit limita în care trebuie să luăm o decizie aici la Consiliul Local, prin care orice serviciu se constată în comun. Teoretic ar trebui mașina numai în comun, nu în exteriorul comunii. Când caz de se defectează, cine vine, cine ne ajută, domnul primar? Nu ne ajută nimeni. Trebuie luate în calcul să facem ceea normal pentru comuna noastră. Și mai am încă o problemă vis-a-vis de ședințe. Am hotărât odată ca ședințele ordinare să fie undeva la 3:30. Mai e câte o urgență, nu-i problemă. Dar a început să fie o modă, la ora 10. Nu toată lumea bugeta, nu toată lumea lucrează la stat. Sunt colegi dintre noi care au și alte probleme. Prin punctele astea de vedere, am decis să vin la ședință, să mă prezint, că așa e normal și lumea m-a votat. Tot 100 și ceva de persoane să-i reprezint, drept pentru care mă voi abține de fiecare dată, dar să nu se înțeleagă greșit că am ceva vis-a-vis de un proiect anumit. Deci este un motiv de a protesta legalul legalului. Mai mult de atât nu pot să fac. Mulțumesc! Așadar, 12 voturi pentru și abținere, domnul Marcuț, care a fost motivat. Domnul președinte, ședință Cibotaru, vă rog să continuați ședința. Bună ziua! Trecem la punctul numărul 83, privind însușirea raportului de audit financiar numărul 43/1952 din 14/10/2021 și a deciziei numărul 38 din 4/11/2021 emisă de Camera de Conturi Bacău. Din ce am citit, domnul primar trebuie să ducă la îndeplinire niște... Poate să ne spun el mai detaliat. Am de raportul, am fost la studiu, am avut 4-5 săptămâni programul anual al curții de cont anual, dintre 3 ani. Ne-am lăsat niște măsuri, nu sunt chiar drastice,
ca de obicei, sau poate mai ușoare ca de obicei, să zicem noi, au fost mai dure cele din controlul anterior de acum 3-4 ani. Asta e. O să vedem câte 3 ani, suntem la verificare. E raportul Curții de Conturi. Care trebuie trecut prin ședința de Conturi. Da, dar sunt despre la raportul. O întrebare pentru domnul primar. Ce rețin la controlul de acum 3 ani să dăduse niște măsuri de duceri la îndeplinire cu niște imputări de sume mai multe? S-au rezolvat? S-au rezolvat acele măsuri cu sumele de bani care trebuiau recuperate și să fi văzut de unde trebuie să recuperate? E venit un nou control. Vrem să știu dacă măsurile din urmă au fost rezolvate și duse la îndeplinire. De la raportul dinainte a ultimului raport. Da, vă rog să cheamă o parte. Noi astăzi suntem chemați să ne însușim acest raport. Cu sau fără vrerea noastră, poate și din cauza neînțelegerii în totalitate a ceea ce înseamnă un astfel de control, trebuie să ne însușim. Numai că, în urma acestui raport, odaia de credit, camera de credit, am vrut să spun, dă o decizie. Ca de fiecare dată, începe cu decide, la pagina 16 din decizia respectivă, din cele 22 de pagini. Și astăzi, în această decizie, ne vom izbi de o constatare a camerei de credit Bacău în legătură cu serviciul de apă. Asemenea, constatărilor din ultimul raport la care ne referim, au mai fost făcute și au fost date decizii și la rapoartele precedente. Nu s-a prezentat, într-adevăr, până acum, un raport de îndeplinire a celor stabilite și cerute de Curtea de Conturi Bacău, cum se chema înainte, fapt pentru care eu spun că astăzi noi să adoptăm o hotărâre în acest sens, ca în termen de stabilim cât considerăm că ar fi necesar, executivul și cei chemați să ducă la îndeplinire cele stabilite de o gradă de conturi, să ne prezinte raport periodic conform termenelor date cu îndeplinirea respectivă și a modului de îndeplinire a celor stabilite. Altfel, ne vom trezi iară peste 2-3 ani, din când în când vine camera de conturi și rămânem cu o treabă nerezolvată în totalitate. Despre serviciul de apă, în ultima decizie a Camerei de Conturi, spune 1, 2, 3, 4, 5. Sunt 5 nerealizări sau lucruri care nu s-au urmărit. Iată că și această neurmărire a îndeplinirii sarcinilor care sunt trasate și a obligațiilor care ne revin, duce la nerealizarea altor lucruri și în alte domenii. Deci astăzi eu propun să adoptăm o hotărâre prin care să stabilim data când sau periodic executivul să ne raporteze îndeplinirea celor stabilite de Camera de Conturi. Altfel, ei vin, constată și dacă ne amintim în ultimul raport și în ultima decizie, erau într-adevăr niște sume, să ne amintim atunci de niște telefoane achiziționate de niște costuri foarte, foarte mari la serviciul de telefonie și așa mai departe. Toate acestea au rămas neexplicate. Ce s-a întâmplat? S-a trecut sau s-a lăsat? Eu zic, domnule președinte, să supuneți la vot propunerea mea cu să adoptăm o hotărâre, să stabilim, votați și dumneavoastră, colegi, părerea în legătură cu această chestiune, să nu trecem cu vederea așa de ușor peste aceste lucruri. Nu există un termen de duce la definirea impuse
Da, da, toate, domnul, fiecare chestie acolo, neîncadrarea, dau un exemplu, neîncadrarea bunurilor din domeniul public al comunei Căruș primite în administrație, n-a fost. Termen de realizare, 31.01.2022. Deci sunt termene pentru fiecare. În fiecare lună să-și facă executivul un scadențar cu termenele care sunt prevăzute din asta. În fiecare ședință, așa preambulul ședinței să fie cu această chestiune, adică să raport cu privire la îndeplinirea lucrurilor stabilite în raport și în decizia Camerei de Comun. Este termen stabilit pentru fiecare, și cu responsabilitate și raportul atât. Deci noi să adoptăm o hotărâre astăzi ca în fiecare ședință, dacă este cazul ca termenul în luna respectivă, să se facă raport de modul cum au fost îndeplinite sarcinile care au fost sarcini. Decizia respectivă. Vă mulțumesc. Rog să supuneți la vot această chestiune și... Da, eu vă las în detaliu, de casă... Păi, este legal dacă spuneți la vot un amendament, deci vreau să completați proiectul de hotărâre cu un articol sau ceva. Păi da, separată, nu. Da, un articol prin asta costă. Amendamentul? Prezentarea raportului din ducea la definirea... Luna. Raportarea lunară a îndeplinirii celor stabilite în decizia Curții de Copie, a Cadrului de Copie. Vă gândesc dacă nu sunt la îndeplinirii sau să dată, cineva a spus. Referitor la raportul din 2018, tot dumneavoastră ați adoptat o hotărâre de însușire a raportului de follow-up, de urmărire, în care era prezentat modul de ducere. De câte ori s-a prezentat, doamna secretară? Spuneți-mi, acum... Prima dată și ultimul... Poștiți? Față de ultimul control de verificare a măsurilor dispuse din 2018, poate... ați avut la cunoștință. Poate mă gândesc. Haideți să vorbim mai popular, că domnul Orcheanu, cu tot respectul, dar vorbește așa, la o chestie pe care nu știu dacă înțelegi toată lumea. Ați înțeles tot ce vrea domnul Orcheanu? Eu am înțeles. Nu e greșit, nu e nicio chestie, e ok. Dar vreau să vă spun că niciun control nu vine până nu-i dus la îndeplinire raportul celălalt. Nu face nimeni raport peste raport ca să fie făcut. Da? Deci, cine m-a întrebat domnul Durlan de banii din 2014-2015 până în 2018 prin niște convorbiri telefonice, da? Care apăreau, apărut, să regăsesc și raportul ăsta. Nu, și sunt soluționate parțial. Dar să găsesc din nou un amendament în ultimul raport. Deci nu rămâne niciun raport în aer și gata. Dacă am trecut raportul, s-a șters, s-a dus, s-a aruncat și sănătate. Eu nu știu ce părere aveți dumneavoastră despre Curtea de Conturi, dar sunt organul care verifică cei care au vor, știu, cei care au mai avut legătură cu... verifică tot. Deci nu trece nimeni din audit peste raportul altui audit. Nici o problemă, la fiecare ședință discutăm ce s-a făcut pe anumite puncte de parte. Domnul președinte, eu consider că am fost suficient de explicit. Am venit cu un amendament, cu o propunere, de adăugire la acest proiect, au textul respectiv. Nu vă rămâne de ce să puneți la vot. Faptul că domnul primar recunoaște că din raportul precedent nu s-au îndeplinit toate, dar s-a revenit asupra lor și că nu trebuie să amânăm de la 3 ani la 3 ani. Ele problemele trebuie să rezolvate pas de a atunci când am apărut, trebuie să mă întrebați. Și în atare situații, nu mai în comparație noastră cu obligațiile de realizare a unor datorii din ani. Și cred că nu mai punem în discuție că intervin în comunitate. După aceea. Da, supunem la vot... Primarul Comunii va prezenta luna informare de modul de ducere a deprinirea măsurilor stabilite în decizia... Da, vă mulțumesc. Domnule președinte,
interzis, domnule primar, dar cum s-a întrebat cum s-au rezolvat măsurile din precedentul controlatorului contului vremea aia? Nu așa ceva. Mai suntem care avem habar că nu se suprapune unul peste altul, dar totuși am vrut să vă reamintesc că nu mai e. Deci, poate în perioada aia că am zis, că mi-am dat demisia din funcția de consilier, poate s-a rezolvat atunci. Asta v-am întrebat. Dacă s-au rezolvat, nu asta spun ta bine, că nu. Be, trebuie găsite niște soluții care că nu erau numai convorbiri telefonice, numai la asta, nu mi-aduc aminte, mai erau niște imputări pe la diferite lucrări, diferențe, erau mai mulți bani. Totul s-a rezolvat. Eu asta v-am întrebat, numai alea. Și alea s-au rezolvat, nu? Toate imputările s-au rezolvat, mai puțin Vodafone, dacă vreți mai explicit și mai... Toate imputările s-au rezolvat. Bine, dacă s-au rezolvat, asta era, dar... Supunem atât proiectul numărul 83 cu validarea domnului Iordea. Cine este pentru? Pentru 11 voturi pentru și 2 abțineri. Da, trecem la proiectul numărul 2 pe ordinea de zi. Proiect privind aprobarea fondului de execuție a bugetului școlii gimnaziale de Tătarul Rosin la data de 3 decembrie a 2021. Dacă sunt spre la fel. Da, domnul Matei. În adresa la școală, că s-au achiziționat lemn de foc în valoare de 75.000 de lei. Întrebarea este primăria, știu că are izlaz. Nu există posibilitatea. Cel puțin deasupra la mine acolo, știu să taie mereu. Acolo. De ce nu, primăria nu poate să ajute școlile, de ce trebuie să cumpere lemn de la anumite firme private? Asta e o întrebare. O altă întrebare, văd, scrie aici că s-a acordat 11.158 de lei indemnizație de instalare a anumitor doamne. Cine sunt doamnele astea? Sunt profesoare? Ce sunt? Deci instalarea doamne. Deci femei, servicii, ce sunt? Instalare... La ce e articol? Păi din adresa școlii, la pagina 2. Pe fila 2, jos acolo. Suma de 11.158, taxe de instalare. Instalare ce? A fost director? Ce? Profesor? Ușii? Adică nu înțeleg, nu e ca copii ce înseamnă toată asta. Păi, trebuie să spun care e didactic, nu doamne. Eu știu ce sunt doamne. Da, doamne. Așa, tot din adresă rezultă că e vorba de raportul ăsta pe trimestrul 3. Mă uit la transport, la capitolul transport, 20.624. Păi tot la, cu transportul, sunt multe cheltuieli cu carburanți și lubrifianți, la piese de schimb. După aia mai vine separat transportul. La transportul zice deplasările cadrului didactic și auxiliare. Ce înseamnă auxiliare? Deci au navete. Navete, da. Nu zice cadre didactice și auxiliare. Cadre didactice și auxiliare. Auxiliare sunt cei care nu sunt cadre didactice. Personal auxiliar, au cursul. Deci beneficiază de transport și la auxiliar. Și 20.000 de lei, 624, asta intră abonamentele pentru transport, pentru cadre didactice și diferența reprezintă salariile șoferilor sau ce reprezintă la transport? Adică, de contare în aveta. Deci contează în aveta pentru cadre didactice. Și ajung 20.000, așa de mult, mi se pare o sumă mare. Majoritatea sunt la ori. Așa, și eu am mai văzut ceva, tot mereu spun treaba asta, spuneți-mă o dată, întotdeauna, eu știu că am votat că școala de la Prale se cheamă școală primară. E adevărat sau nu? Sau e școală gimnazială? Pentru că mereu văd că inclusiv școala generală asta, școala gimnazială Răducanu, care are în subordine școala la Prale, ar trebui să știi, ori e primar, scrie școala gimnazială Prale. Dacă e gimnazial, trebuie să aibă și cursul pentru clasele 8, 5 ori, nu? Așa știu. Da, de anul trecut nu mai sunt, deci probabil... Păi da, dar atunci știu că tot noi am aprobat
Așa că e școală primară. Tot se vorbește cu doamna de școală gimnazială. Nu cunoaștem termenii, mai ales la nivel de școală generală. Adică școala colonează. Bine, asta am vrut să fac ca observație. Mulțumesc. Vreau și eu să completez ceva, pentru că avem proiecte diferite. Pentru că la mine, la suma aia de 11.158, scrie doamnei Florea Oana, doamnei Cisu Daria. Da, bă, ia, domnule, ce se străce? Cine se doamne? Primiți să fie și învățătoare, și învățătoare. Sunt învățătoare în toate vorbirea. Am înțeles. A, credea că nu aveți numele fiecare în parte. Am numele, de nu-l cunosc și eu sunt posibil că s-au obligat să-l știu pe toate. Dar ca să fie explicit, să spun că are indicat ceva, nu? Asta vreau. Da, să mai scrie cineva la cuvânt? Vă rog. Îmi fac toți. N-aș pot să mod că vedem că la Ioan se duc 12.000 din 920, 80.000 lemn de foc. Bănuiesc că e pe 2-3 luni. Încă o întrebare, v-am mai întrebat odată, domnul primar. Aveți cunoștință de firme care au dus lemn, sece, stăncilă, SRL sau Agrotimp? Cine sunt? Sau că școala este o subdiviziune a Consiliului Local. Atât, mulțumesc. Pentru costurile mi se par destul de bun. Din 2 miliarde și ceva care au bani pentru întreținere și tot ce le trebuie, mai bine de jumătate să duc pe combustibil. Pot ce spune domnul Matei, bănuiesc că au fost câteva partizi pe Islaz, dacă nu se puteau duce de acolo, cum ați făcut în primul an de mandat, că s-a făcut, sau al doilea an, mai dețin. Mulțumesc. Mai sunt întrebări? Nu mai sunt. Deci vis-a-vis de lemnele de la școală. Din 2006 până în 2016 și primăria a cumpărat lemn. Din 2016 ne-am organizat și luăm lemn după izlazul nostru. Primăria nu are fel de achiziții de la lemn. O să încercăm și la școală, dar partizele de la primărie funcționează, merg foarte greu. Avem un partid la care trebuia să vină în ședința de astăzi cu aprobare pentru exploatare, marcat prin februarie și nici acum n-am reușit să... Până la urmă, domnul Tădus poate să confirme. Nici acum n-am reușit să luăm autorizație. De la 8, dar sunt niște proceduri pe care nu le putem... Adică la o firmă. Procedura legală este licitație publică cu mare și primăria de la de Mănăstirea Cașin, că atunci când este Durlan. Licitația publică, te-am văzut pe rând. Păi eu vorbeam, nu știu dacă... Greu ai procedurile, că vedem că greu ai. Spune-ți mai bine. Spune-ți licitație face atunci când vinzi masele noastre, atâta timp când noi nu intenționăm să vinzi masele noastre, să aducem pentru consumul propriu la primărie. N-am primit pentru ce face licitație. Face licitație pentru prestări servicii. Noi să faceți o firmă autorizată. Noi nu vindem. Nu m-a să lăsați să termin. Că asta vreau să... Dar de ce vorbim în licitație? Vorbim dumneavoastră. Noi nu știm. Vorbim dumneavoastră. Deci v-am prezentat și cam așa stau lucrurile la școală. Intenționăm să ducem și la școală, dar deocamdată nu putem. Să mai știi ceva acum? Sunt un avut. Proiectul numărul 94. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Două abține și unul. Trecem la proiectul numărul 95. Privind aprobarea impozitului de unor de transport privind greu pentru anul fiscal 2020. Să descrie la cuvânt? Cine este pentru? Abține. Domnul Mărcuț, împotrivă. Domnul Lorenț, împotrivă. Da. Proiect de hotărâre numărul 86 privind aprobarea cuantumului burselor de merit și burselor de ajutor social acordate elevilor din învățământul pe Universitate de Stat din Comuna Căius pe anul 2021.
Îmi scrie la cuvânt? Nu s-a scris nimeni, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Domnul Mărcuț? Împotrivă? Și o abținere. Proiectul numărul 87 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul construirea și dotarea comunei culturale din satul Hiltiu, Comuna Căiuț, județul Bacău. Îmi sper la cuvânt? Domnul Orteanu? Altcineva? Da, vă rog, domnul. Am înțeles că este prevăzut la fiul realizat prin TNV, da? Da. Asemenea, multor programe de dezvoltare economică, socială, în teritoriul localităților noastre, consider că această investiție nu este o necesitate urgentă vis-a-vis de altele care ar trebui realizate în comuna noastră. Nu avem drumurile toate asfaltate, nu avem apă și canalizare în toate satele comunii. Și venim acum, nu avem spații suficiente pentru activitatea școlară. Mă refer la un spațiu pentru grădiniță la nivel de centru, satului de centru, fiind nevoit domnii care lucrează și doamnele care lucrează în acest domeniu să se lucreze în schimburi, să nu fie suficiente spații pentru acest proces. Și în atare situații mă întreb, de ce oare nu ne-am apucat să facem un spațiu lângă cel de centru de acolo? Îmi veți spune că în acest program, programul CNI, atâta erau prevăzute lucruri că mine culturale. La fel bine și PNRR-ul, al program de dezvoltare economică socială în teritoriu, în țara noastră, dintre care, în care multe cheltuieli sunt realizate cu studii, cu consultanțe exterioare străine, bani mulți dați pentru digitalizare, mai puțin pentru irigații, mai puțin pentru celelalte care ne dor și care ar trebui să fie realizate. Și în acest spațiu, în acest sens, dacă în prima fază, când a fost supus acest proiect spre aprobarea noastră și am fost pentru, m-am dumirit acum și nu pot să fiu de acord să ridic mâna și să fiu pentru un astfel de proiect, pentru că îl consider mai puțin util decât altele pe care le-am enumerat. Nu odată am spus noi să nu mai înghițim nemestecat tot ce ne se dă de la stăpânire. Și în acest sens, eu am să mă abțin la acest proiect astăzi, rugându-vă totodată să, dacă sunt căi de atac asupra acestei investiții de înlocuire, cu justificări și cu argumente clare, adică să se facă, să se realizeze la noi ceea ce este strict și urgent de realizat și mai puțin căminile culturale care... Acum să fie vorba între noi. N-avem o sală de sport în comuna Căiuț, așa? Dar avem, facem cămin cultural la Hiltiu. Să facem inventarierea satului Hiltiu cu câtă populație activă capabilă să se ducă, să urmărească o activitate, să desfășoare o activitate culturală acolo, și după aia să ne gândim să facem cămine culturală. Eu zic să reanalizăm să, așa, și iar dumneavoastră executivul, dacă vă stă în putere și trebuie să încercați, deci nu veniți cu ideea că, domnule, CNI-ul, ăsta e CNI-ul, ne-a dat linia de finanțare și aia deschisă pentru cămine culturale. Dar, domnule, dar nu trebuie să, v-am spus, să înghițim nemestecat absolut tot ce ne se Domnule primar, aș vrea să încep imaginea discuției la acest proiect cu întrebarea. Acest proiect
are să-l dizbândă sau e un nou proiect pentru cheltuirea banului public din Comuna Căiuț pentru proiectări, SF-uri și ce mai sunt aici, care se duc la 538.000 de lei, fără niciun soț de izbândă, să rămână tot în stadiu la nivel de proiect, cum au fost multe altele, ținând cont de ce a spus și domnul consilier Orteanu, nu sunt împotriva unui proiect de a veni și a se realiza ceva, chiar și la Gheltiu. Dar mă întreb retoric, aveți un proiect care tot prin CNI, nu știu, sursa de finanțare, Compania Națională de Investiții, aveți baza unui proiect făcut cu studii, cu tot, pentru reabilitarea casei Rosetti, început de mulți ani, care a murit în ultimii ani. Nu se mai știe nimic de soarta lui. Eu nu sunt împotriva acestui proiect, dar, vă întreb încă o dată, are o șansă de izbândă? Ca să nu mai risipim, tot risipim, facem măsurători, am văzut măsoară peste tot, tot timpul, da? Mergem prin proiect care îl măsura și duceți-l la bun sfârșit, cu finanțare, cu tot. Asta vreau. Când nu sunt împotriva să realiza în comuna asta, de unde? Să dea Dumnezeu să facă cât mai mult, dar să facă. Plătim studii, proiecte, știu, fără studii și proiecte nu faci, dar hai să mergem ceva viabil. Ceva ce se poate realiza, să te sigur că realizăm. Așa. Mă rog, mulțumesc, atât. Mai înseamnă o scriere la cuvânt? Nu. În primul rând vreau să vă readuc aminte că asta este o actualizare pentru căminul de la Vergiu. Nu este o inițiere de proiect. Proiectul ăsta este depus la CNI și acum ne-a cerut o actualizare de preț. Deci nu o facem acum să-l depunem acum. Niște bani pentru el sunt cheltuiți. Am ales locația la Hâltiu, că nu am avut mai aproape aici, în Căiuț sau undeva, un teren intabulat care să fie pentru așa ceva. Sunt finanțări date expre. Nu mai facem cămin cultural. Ca în orice casă. Degeaba te duci tu și vrei să iei salamul uscat, dar clar spun, domnule, nu am, îți dau numai de ăsta. Nu, domnule, vreau de ăla, domnule, înțelegi că nu am de ăsta. Am o informație, nu am mai avut și pe mine. La momentul ăsta se deschid finanțări pentru stații de încărcare electrice. Vreau să vă întreb, fără cofinanțare zero. Deci, au dat pe fondul de mediu, la fiecare OAT care vrea să depună proiect pentru înființarea unei stații într-o parcare din comună pentru a încărca mașinile electrice, care nu dai niciun ban, nu te costă nimic. E o chestie. Te duci și ceri ca să-ți dea sau nu te duci. Exact același lucru s-a întâmplat și cu căminul. S-a deschis linii de finanțare anul trecut pe ramura asta. Ne-am dus în loc. Credeți dumneavoastră că dacă era linie de finanțare pentru drum, nu mergeam să ducem, am dus și la drum, e și acolo depus. Sau dacă era pentru apă și canal, cum ni s-a spus acum pe Angel Salini, care dumneavoastră s-a aprobat în ședința anterioară, 80% din finanțare este pe apă și canal, ne-am dus cu proiectul de apă și canal. Și dacă nu vreți să-l aprobați, nicio problemă. Noi l-am adus până aici. Asta este o actualizare. Proiectul este deja depus la CNI. Nu îl depunem acum. Iar de garantat 100% că va intra sau nu va intra la finanțare, nu poate să garanteze nimeni și nici eu. Nu vreau să dau eu promisiune de astea. 100% asta este finanțat sau va intra la finanțare. Nu. Asta este linia. Asta este explicația. De acum nu ați decis. Da. Ați spus ceva acolo? Nu. Nu. Abțineri? Împotrivă? 10 pentru și 3 abțineri. Proiect de hotărâre numărul 88.
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al serviciului public de apă și canalizare Căiuțe. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiect de hotărâre numărul 89 privind aprobarea unei reglementări necesare funcționării serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Căiuț, precum și stabilirea prețului la apă potabilă și a tarifului de canalizare epurare ce se va practica pentru Comuna Căiuț. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, subsemnatul și dacă mai sunt înscrieri la cuvânt. Da. Răsfoind un pic legea 241, am dat un articol acolo, articolul 31, în care spune clar că dacă în 30 de zile consumatorul nu-și achită factura, serviciul public de apă are obligația să-i trimită o notificare și dacă trec 5 zile de la primirea notificării și nu își achită factura, se vor face debranșări. Acum două săptămâni, cred că sunt două săptămâni, ne-am întâlnit în această sală și aș vrea să știu dacă s-a făcut vreo debranșare în aceste două săptămâni. Adică sunt datorii, sunt... Și mai am o problemă, adică o problemă, tot în lege scrie că prețul se poate majora doar cu avizul ANRSC-ului. Eu n-am găsit nicăieri în proiectul de hotărâre un aviz. Așa că eu mă abțin. În lege scrie mai multe chestii acolo, dintre care și deci dacă serviciul de apă nu respectă parametrii de calitate a serviciului, îl putem trece înapoi la administrația publică locală. Și pot să vă spun și articolul 12, litera J. Și în legea 51 pe 2006, poate gestiona serviciul public de apă și primăria. Eu așa am citit. Acum, na, legea e... Și vis-a-vis de mărirea prețului, eu o să mă abțin și am motivat. Nu este avizul ăsta și nu vreau să... Nu vreau să fiu tras la răspuns. Ăsta e motivul pentru care... Da, și la... Aici, la punctul 1, unde vreți să recuperați suma datorată în două luni, eu cred că favorizați furtul de apă. Pentru că cei care n-au plătit, cei care sunt datori la serviciul de apă, cu siguranță vor fi și în continuare datori. Nu vor plăti 55 de lei ăștia sau 120 de lei, 110 lei cât vine în două luni. Cu siguranță nu vor plăti. Tot cei buni platici vor plăti și aia vor continua să fure apă. Și noi, cei de bună credință, vom continua să rămânem fără apă. Garantat se va întâmpla lucrul ăsta. Da. Vă mulțumesc. Domnul Orheanu. Îmi aduc aminte că în anul 2018 s-a declanșat discuții despre serviciul de apă din Comuna Căiuțe. Atunci s-au ridicat câteva probleme în legătură cu incapacitatea acestui serviciu să funcționeze, în funcție de adică bugetul de venituri și cheltuieli nu era echilibrat. În ce sens? Erau cheltuieli și mai puțin venituri ca să ajungă și salariații care deserveau acest serviciu, să-și ia salarii și să funcționeze corespunzător. Atunci propuneam eu, pentru că și la precedenta ședință în legătură cu serviciul de apă în ședința ordinară,
S-a adus la cunoștință, ne s-a adus nouă la cunoștință și în anul 2018 că se încasează mult mai puțin serviciul de apă referitor la metri cubi față de cei care pleacă din bazinul respectiv, deci din sursă. În atare situații, suntem îndreptățiți să credem că sunt pierderi și de ce nu și consum de apă neplătit de către unul. Am fost de acord pe bază de presupunere că ar exista bypass-uri în rețeaua de apă, concetățenii de-ai noștri beneficiază fără să plătească. Să venim acum cu o propunere de preț, făcută nu în baza unei analize reale, concrete, în amănunt, plecând în primul rând de la calculul pierderilor, respectiv, care este diferența reală, pe de o parte, ce ar însemna dacă s-ar plăti și apa care pleacă din contorul principal și nu este încasată, și în atare situație lucrurile ar putea fi să veniți în fața noastră cu o propunere de preț. Dar iată că, de ce puneam eu accent mare pe necesitatea raportării îndeplinirii deciziilor stabilite de organele de control? În decizia Curții de Conturi recente, spune Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare Comuna Căiuț, neregistrarea bunurilor din domeniul public al Comunei Căiuț primite în administrare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că niște bunuri materiale, obiecte, aparaturi, mai știu eu, piese de schimb, și așa departe, ce pot să fie, ele nu sunt înregistrate și oricând acest serviciu poate reveni cu achiziționarea unor noi astfel de produse și ceea ce duce la cheltuieli suplimentare. Deci păcatul la noi este ancestral. În atare situație, eu vin iar cu o rugăminte și cu o propunere la dumneavoastră. Să plecăm, să tăiem coada pisicii, cum s-a spune, de la capăt. Adică, să mergem să vedem care sunt cauzele principale, respectiv, diferența de apă plecată din contoar, așa, care este, să-i spunem pe nume, pierderea și furtul de apă, sau neplata acestei cantități de apă în integralitate, și după care să ne dăm cu părerea dacă serviciul respectiv, dacă mai poate fi adăugit sau nu la costurile respective. Sunt de acord cu dumneavoastră, costul unui metru cub de apă la prețul vechi cu care a funcționat până acum, eu vă spun că am discutat cu consătenii mei de peste apă, că așa ni se spune nouă cei de peste troturi, de peste apă, care nu beneficiază nici de cum de serviciul de apă, iar convenit oricui să primească apă la metru cub la care se încasează la ora actuală. Ne-ar conveni tuturor celor, sau mari majorități, hai să zic. În atare situații și la acest proiect sunt nevoiți maxim. În momentul când veți veni cu analize și v-am spus cu calculele exacte pentru chestiunea asta, atunci sunt de acord. Vă mulțumesc. Din adresa Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, rezultă că la nivelul comunei sunt încheiate 890 de contracte. Corect. Tot de aici rezultă că datoria actuală este de 105.847 lei. Aș fi dorit să știu, sau nu rezulte de aici, câte din 890 de contracte, cât din acestea sunt au datorii și ce sumă au datorii. Nu rezultă de aici. Eu sunt de acord, așa cum a propus executivul, mărirea, pentru că, hai să ne gândim, altă soluție, dacă nu mărim prețul, soluția următoare ar fi să închidă serviciul. Pentru că mai ales că primăria a împrumutat acest serviciu cu 35.000 de lei pe care nu i-au plătit la ora actuală. Dacă primăria se sizează sau așa, poate să închidă acest serviciu. Și atunci toată lumea nu are apă. Între două rele, zic eu că e mai bun acest preț, așa cum este. Numai că, din punctul meu de vedere,
sunt desfavorizați oamenii din bună credință. Adică cel care a plătit să plătească la fel ca cel care nu a plătit și ăla se meargă în continuare. Propunerea mea este ca cei care sunt datornici să fie puși în vedere să plătească la zi sau debranșați. Și după aia se împartă suma respectivă 105.000 de lei datorii la 890 sau câte cum sunt. Până la urmă, chiar așa fiind, zic eu că în două tranșe, deci în două luni de zile, suma asta de 105.847 lei, dacă o împărțim la 890 de contracte, ar veni fiecare titular de contract să plătească 119 lei în total. Tot executivul a propus că această sumă de 119 lei de fiecare titular de contract să fie plătind două rate. Asta înseamnă 59 de lei, 5 lei. 60 de lei pe lună, adică 60 lei în decembrie, 60 lei în ianuarie. Și ar ajunge la zero. Din punctul meu de vedere, nu mi se pare o sumă atât de mare ca fiecare să nu își permite să plătească 60 de lei pe lună și să ajunge la zi și să meargă serviciul. Părerea mea, asta ar fi soluția. Sau soluția nu urmă, ori să vrea apă, ori ar să închide tot. Și așteptăm când s-a aprobat proiectul la Pralea prin clădiri, că, pentru că, haideți să fim serioși, curentul electric ați văzut, cel puțin eu am primit, am făcut contract cu ei acolo unde zile, la prețul de 0,40 lei kilowatt, contract încheiat un an de zile, și zic, păi, sunt pus la adăpost, nu are cum să-l mărească. Din potrivă, acum o săptămână primesc notificare de la Ion, că s-a dublat prețul. Și a zis, dacă nu vă convine și ați încheiat contract, nu vă convine, căutați alt furnizor. Deci, cu alte cuvinte, ți-o pune, vrei, nu vrei, asta e, ai nevoie de curent electric, accept prețul. Așa și dumneavoastră, cei care aveți, vă convireți apă, plătiți 50-60 de lei pe lună, suma aia, 100 de lei, n-ar fi. Și este apă. Sau, dacă nu, se renunți, altă soluție care este. Ori să plătești unul, că cine îmi plătește, sunt banii ăștia, când ai de unul. Deci, în condițiile în care și curentul o să crească, m-am uitat că din valoarea asta, cea mai mare valoare la, așa, o revizită energie electrică, consumul la pompe. Acum prețul e calculat la 61.149. Mă gândesc ce o să fie peste două luni, că prețul va crește și aici la pompe, și se va ajunge, dacă nu se plătește această sumă, se va ajunge, se va escalada și va crește cea mai mare în continuare suma și se va ajunge datorii și mai mari. Și la un moment dat, soluția o fi să se închide sau să se servici, părerea. Deci, din punct de vedere, zic eu că e corect cum a propus executivul, numai cu mențiunea că parcă n-ar fi corect ca cei care sunt datornici să plătească aceeași sumă ca cei care nu au plătit, nu? Adică încurajăm în continuare pe ceilalți. Asta e punctul meu de vedere și vă mulțumesc. Domnul președinte. Deci, referitor la această problemă, dacă vă aduceți aminte, în 2018, ședința Consiliul Local, când s-a constituit acest serviciu, am spus-o clar și explicat că este un serviciu falimentar. Autoritatea locală atunci poate a luat în glumă ceea ce am spus eu, cât dânsi și aduc aminte că în ședința următoare cu personalul primăriei am fost cumva pus în discuție că mă interesează sau ce mă freacă grija, ceva de genul, pe mine, de salaria și tot ce se întâmplă la serviciu de apă. Timpul a demonstrat că în moment am avut dreptate, iar astăzi serviciul de alimentare cu apă este un eșec și este un faliment total. Întrebare, așa, pentru toată lumea. În 3 ani nimeni n-a observat că se ajunge aici. Nimeni nu a văzut. O să poate spuneți, bata Pampiu, ați delegat o persoană care i-a dat un miliard pe an și o spun clar și explicat, de 6 luni se ocupe de acest serviciu. Persoană deșteaptă, ne-a adus gaze, a fost contabilă, se pricepe. N-a văzut că avem 3 salariați sau 2 câți mai sunt, dacă nu și-au banii pe luni de zile. Avem datorii pe impozite salarii, nu știu cât, 400 de milioane sau ce mai. Chiar n-a văzut nimeni să vină. Veniți cu niște măsuri, că poate bunii rele o să trebuiască să fim de acord în ideea în care nu dorește nimeni din comuna asta să rămână fără alimentare cu apă. Sau fără apă să-i curgă în cap. Că bună rea, sistemul de apă, că am mai văzut și mai au și o comentarii, bunii rele făcute de domnul Danilă, bunii de mine, bunii rele, curge apa, vine apa în cap la om să-i curge la ghivete. Trebuie întreținute până vine apa aia de la Pralea prin căderi, cum spune toată lumea și
cred că cei care vă știți, că n-are cum să vină numai prin cădere, să n-avă costuri de energie sau altceva. Poate vor fi mai mici. Dar cert e că vor avea. Și apa aia pompată, dus într-un bazin mare, care trebuie să vină la vale. Mă rog, nu știu ce proiect va fi. Dar deci chiar nimeni nu a văzut că ajungem în situația asta. Acum Bașca, să punem degetul pe rană. Sunt datorii, nu știu, arierate și curente arierate și impozitele la fisc și la stat ce aveți la serviciu. Să spunem că se mai strâng niște bani, că vă vine următoarea factură la EON, ca să nu ne mai lovim de oprirea apei datorită neplății energiei. O să încasăm niște bani. Puteți plăti cu prioritate curentul în defavoarea impozitelor la stat? Este tot arierat, acum nu știu. Scrim arierate sau ce e, și curentul și statul. Dar știu că statul e prioritar. Când noi ne lovim acum de sărbători, sau când toată lumea așteaptă să vină apă și noi nu o să avem. Într-adevăr, cum spuneam, în 2012 nu știu problema a fost. Eu rețin că niciodată pentru plata curentului nu s-a luat apa în comuna Căiești. Din ce mi-aduc eu aminte, sunt conștient de asta. Eu vis-a-vis personal, eu părere personală, eu nu sunt împotrivă a plăti cât vine, 1.000.000, 2.000.000. Vis-a-vis de să nu rămânem fără apă, să ajutăm să plătim, să plătească aceste datorii. Sunt de acord și susțin efortul ăsta comun de a duce odată la zero și a plecat în drum normal și bun. Dar până să ajungem acolo să plecăm, luați măsuri și mergeți că doar știți în principiu pe unde, ce și cum, ca de ce să nu recunoaște, sunteți în sală, suntem toți. Poate indirect și eu am avut 10 metri pierdere, poate am avut, nu există om care are sistem cu apă alimentare să nu fi, nu spun furat, să nu fi luat apă, sau să nu fi avut o problemă, s-a rupt, s-a debranșat, a udat, a plecat, nu există. Ăstea nu poate să spună nimic că nu suntem părtași la ceea ce e indirect. Indirect toți cetățenii suntem părtași la ce s-a întâmplat acolo. Că fiecare, poate a furat, n-a furat, tot spun cuvântul ăsta, că în sfârșit. Dar trimiteți oamenii pe teren, puneți personalul angajat care l-aveți să ducă și să vadă că nu cred eu că chiar nu găsim. Cel puțin știm, băi, tot facem efortul ăsta, vine zero. Dar ce faceți dacă următoarea lună tot 3.000 de metri o să cuplați cu 5 lei, 150 de milioane și la 150 de milioane iar nu dați salarii, iar nu plătiți curentul. Dacă în continuare 7.000 de metri pleacă și se fură. Sunt câțiva, sunt câteva persoane care, cum ai auzit noi ce ne discută, unii din rușini, că îi sunați, nu îi sunați să nu vină la ședință, sau să facă, nu trebuie să fie frică de asta, domnule primar. Cetățenii de aia sunt, și că chiar dacă v-au votat, chiar dacă nu au votat, au dreptul să spună și ce convine și ce nu-i convine. Vreau să treceți pe drumul care luați măsurile corecte. V-am spus eu, nu dumneavoastră. Toată lumea indirect a luat 10 cubic în alimentarea cu apă. Și dacă i-au luat, unii mai mult, unii mai mult, trebuie să o aducem la zero. Dacă vrem să-l avem. Dar până atunci, în 2-3 săptămâni, trimiteți oamenii pe teren. Trimiteți poliția locală să ducă, sau alții care aveți. Hai să vedem unde să ajungem. Aducem, a spune efort. Vrei, nu vrei, e factură dată, omul poate să o plătească. Sau care se mai simt cu musca cu căciul, îl plătește. N-au un control. Și-l aducem la zero, dar suntem convinși că în 3, 4, 5, 6 nu revine acolo? Că nu vă acoperiți, chiar cu prețul ăsta mare, 5,78 de lei. Nu o să vă acoperiți cheltuielile la 3.000 de metri. Ai să fim realiști. Ori, despre ce vorbim? Momentan atât, vă mulțumesc. Vis-a-vis de apă, în martie, luna lui martie, april, am adus la cunoștință la executiv că salariașii nu-și luase banii, nu-și primise salarii de vreo 2-3 luni întârziere. La care, la timpul la domnul primar, a zis că, da, s-a creat precedentul, dar avem în vedere să fie bine. Uitați, domnul primar, cât timp a trecut și nu a fost bine. Din ce în ce lucrurile se complică atât timp cât nu sunteți consecvenți în atribuțiune de zi cu zi. Deci trebuie tăiat
cum a zis domnul Lăfeanu Mățar. Trebuie luat taură de coarniș, tot punct și de la capăt. Că așa o să fie o haraba bună peste an și an de zile. A doua la mână. Aș vrea să fiu înțeles pentru faptul care mă abțin, cu scuze că mă repet, sunt subiecte sensibile care aș fi vrut să fiu pentru. Dar am luat o decizie până lucrurile nu intră normal, asta e poziția mea. Mulțumesc. Da, am pic. Păi fie după aia fiecare dintre dumneavoastră. Mai sunt dosier la urmă? Invitații care au venit pentru acest proiect de hotărâri sunt aici. Probabil. Dacă sunteți pentru altceva. Să luăm o părere. Aș propune să iau părere de domnul inginer de mână și că a fost primar. Aici, eu cred că ar fi o mare diferență între ei. Un pic, mă las un pic, ca să nu vorbim înainte de a vedea ce e hârtie. Deci, dragii mei, prețul la apă rămâne același. Începând de mâine, luna ianuarie, februarie, sigur nostru. Noi avem o propunere pentru nou preț cu care se merge cu el la ANRSC București. La momentul ăsta, majorarea, deci ce exact calculul care l-a prezentat domnul Matei Lan și l-a făcut, deci 105.847 datoriile care sunt. Datorii ce înseamnă? Sunt, le am aici, 35.000 datorii cu împrumutul de la primărie din 2018. Acest împrumut ni l-a prevăzut și Curtea de Conturi ca să-l recuperăm cât se poate de repede. La care m-au și întrebat. Domnul primar, știți că după un an de zile la acest împrumut ar trebui calculat penalități sau dobânzi? Și să recuperăm neapărat ăștia 35.000, da? După aia mai avem la salarii, la alea, 12.000. Energie, deci numai la energie nu mai e o sumă extraordinar de mare, mai sunt 12.000. Deci astea sunt niște, pot să le spun în ghilimele de datorii, niște acum la banii care s-au împrumutat la primărie pentru să funcționeze în prima zi din funcționare sau în prima lună și toate celelalte adunate. Deci, calculul e clar. 105.847 împărțit la 890 de contracte, e 119 lei și când a venit doamna, când am discutat pe proiecte de hotărâre, doamne, totuși pentru unii cetățeni e mult 1.200.000, 1.190.000 lei pe lună. Hai să-l împărțim în două sau în mai multe luni. Dar nu lungim în mai multe, în două luni. În prima luni. Iar după aia nu o să mai apară suma asta pe factură. Iar prețul o să rămână 2.69 lei. Da? Dar, în felul în care e făcut proiectul de hotărâre, dacă mai apare o diferență după aceste două luni, așa, o să apară un leu, 2, 3, 5, cred că mai, dar nici nu are cum să apară 5 lei, că am făcut calcul din toate punctele de vedere, care o să vină pe fiecare factură, până se reglementează prețul. Până se ajunge, până se apropie prețul de ANRSC. Prețul propus pentru ANRSC, nu o să rămână în... Dumneavoastră puteți veni cu modificări la prețul de propunere. Că să spunem că 5 lei și 7,8 e destul de mult. Și eu am zis pentru dumneavoastră. Plus canalizarea, pentru cei care au canalizare, se duce la 10 lei. Este mult. Aici putem discuta vis-a-vis de... Dar nu o să rămână prețul ăsta. La NRSC-ul nu o să aprobe. Un coleg îmi spunea mai întâi, dacă aprobe. Nu o să venim cu altă propunere. Dar la momentul ăsta, prețul rămâne același, 2,68 lei. Da? La care s-a dat? Ca să știți dumneavoastră din subiectul din astăzi, la momentul ăsta. Acum, spuneți ce... Aici, și dacă îmi dați voi, domnul președinte, mi-a scăpat. Aici văd, aveți datoriile, da? 35 de lei, dar cu mult energie, spuneți că mai sunt 12.000, contribuții la bugetul de stat 58.48, dar salarizarea la salariu cu totul? Deci trebuia să spuneți, salarizare, contribuții la bugetul de stat. Deci este tot în pisul nostru. Da. Dacă atunci
spuneți că prețul este mare, n-ați venit cu o fișă de fundamentare, cu cheltuieli reale, reale, care ați făcut-o, nu o să aprobe NRSC-ul. NRSC-ul nu o să aprobe dacă, știm că am mai trecut prin asta, dacă fișa de fundamentare nu e reală și nu e foarte bine documentată. De asta nu o să aprobe. De asta am spus, haideți cu Consiliul Local, cu toți, cu partea tehnică care o aveți dumneavoastră acolo, haideți să facem ceva ca să nu ne mai lovim de situația care a fost și disconfortul care s-a creat prin nefurnizarea apei la atâtea sute de cătari. Iar ceea ce spuneți dumneavoastră că vine 119 lei pe fiecare contract, nu mi se pare corect în ce sens. Nu mi se pare corect ca tanti Ileana, care consumă medie 2 metri cub pe lună de atâta timp, să pun să dea 119 lei, eu zic să faceți o medie ponderată vis-a-vis de fiecare factură. Iar cel care, știți că consumă de 17, 18 milioane sau cât mama măsă, de 3 milioane, 4 milioane consumă, mult mai mult să spună, băi, dă tot atât. Nu mi se pare corect. Puteți stabili pierderile, atât ai pierderi pe metru cub, cât consumă în medie Durlan? 10 metri cubi, ori atât, atât plătește Durlan. Iar tața Ileana, când plătește 2 cubi, plătește la 2 cubi, media lunară. Așa mi se pare corect, că nu putem pune în aceeași ori un furnizor sau un consumator, mă scuzați furnizor, consumator mare de apă, să plătească aceea sumă la paușal cu tante Ioan, care consumă 2 cubi. El își plătește consumul care are ca pe metru. Dacă consumă 100 de cubi, el își plătește 100 de cubi. Dacă plătești un cub, plătești un cub. Nu e așa, domnul primar, că suspiciunea de a lua apă necontorizat, am spus-o și o repet, este la 90% din cazuri, cu orice comentarii pe această discuție. Deci, dacă mai dat voi un pic vis-a-vis de ceea ce s-a prezentat în proiect, avem aici o propunere, deci avem propunere pentru achiziția de apometre, un singur stas, un singur fel de apometre pe cheltuiala consumatorului, ca să nu dau deoparte eu asta, să spun că nu, pe cheltuiala consumatorului și în același timp și verificarea fiecare, la fiecare instalație când se montează. O să aibă sarcini cei de la serviciul de apă să meargă cu apometrele cumpărate de noi, la care o să le găsească în prima factură, pe sectoare. Adică luăm, acum avem străzile, luăm strada X. Luna asta să schimbă apometrele la toată lumea, să verifică instalația. Ca să putem să o aducem la un monitor comun. Deci să fac și verificări la instalație de la cap la coadă. Pe străzi, pe sectoare. Avem de cumpărat 890 de apometri, nu o să cumpărăm toate odată. O să facem un sector, la începem din capul căritului sau din la plidat, din capul căritului sau de oriunde. Pe strada asta, de la un capăt, ca să nu le fragmentăm mai mult. În perioada asta, să vine cu apometru, să pune sigilul, nu mai cumpără fiecare. De ce am luat decizia asta? Fiecare își cumpără apometru de unde vroia și cum vroia. Am înțeles și am văzut și eu, sunt apometri de apă caldă, pusi care am înțeles, înregistrează masă. Sunt apometri de tot felul, de interior, cu sticle, cu tătale. Nu mai e. Și mergem pe un singur stas, o să un pic mai, o să fie un pic nu cum mai scump. O să luăm la o grămadă, o să fie achiziții directe de serviciu de apă și va veni omul la montarea apometrului și verificarea instalației. Îmi cer scuze, v-am întrerupt, luați și vorbiți. Eu aici cred că trebuie să fac o mare diferență între multul de apă și noi pani. Pentru că ăla care nu pani, apa nu este contorizată. Chiar dacă nu e plătită la zi, dar apa aia trebuie pentru un apometru. Pe când ce spunea domnul consilier Orheanu, avea un bypass, aia este apă necontorizată, care nu va plăti nimeni niciodată. Aici trebuie întâlnit făcută la acea diferență. Pentru că ok, ăla n-a plătit apa la zi, Iraja și Arista, atomă în două. O să o plătească, trebuie să o plătească, acum este de vreo așa, că spunea domnul Cumpătoarul. Dar a nu trece apa prin contură, aici e problema gravă, că aia este apă necontorizată care nu plătește nimeni niciodată. Și atunci, acea pierdere trebuie să o plătească ceilalți consumatori. Aici e infracțiune. Păi este infracțiune. Aici trebuie punctat, din apa aia care este suma, rezultatul acolo.
Poate e o mare cantitate de apă care nu este contorizată de nimeni. Apa este atunci, abia atunci acea apă este curată. Pentru că nu contorizează nimeni, nu știe nimeni unde s-a dus. Ok, sunt pierdere pentru că am idei ce înseamnă rețea de apă. S-a rupt un ventil, s-a rupt o cănea, n-a putut să ajungă omul la timp, s-a pierdut 5, 10, 100 de metri cubi. E o cantitate mare de apă. Cum poți să depistezi aceste bypass-uri? Păi se poate depista în cel mai simplu mod. Ai mers în cămin, iei oprigenera la apă și mergi în casa respectivă și dai drumul la toate punctele de apă. Undeva dacă i-a curs apă... Păi servici de apă și fac la tocmai ce am spus în proiectul de hotărâri. Poftim? Poți să ai cu gândire, dar e unde cu ea. Aici faci. Duci și gândire. Dar nu știi tu pe aia. Păi știi ce se întâmplă. Toată vara care o mână știe și atunci poți să-i verifici, dar trebuie să mă plătim sat. Nu. Să mai pună vecinii în creie și spună, băi, îl întreb vara. Poate face, poate face diferența asta. Când eu văd că tu uzi toată vara în grădină și plătești 5 metri cu de apă, e clar că nu e adevărat. Și aia apă, canalizare, baie. Dacă se vrea, se poate face orice. Clar. Aici am dat să plătesc. E o mare diferență între apa contorizată și furtul de apă. Deci ăla degeaba, o spunea domnul Matei, nu-i mulțumim mai ajuns cu ceva de vechi, ca să plătim toți și revenim la zi să ajungem la zi. Dar ăla care are bypass, plătim cum a făcut. Intenționăm să montăm și niște contoare pe străzi, pe cătuni, adică, vei, ca să poți controla pe o pe anumită stradă, pe o, de exemplu, o stradă, o ramificație. Îi pui un contoar mare și acolo nu ai 800 de consumatori cât ai contoarul general, ai 50. Și îți dai seama din diferența de contorizare de la oameni și de la cei 50, de la contoarul care l-ai pus pe stradă respectivă, dacă e o problemă acolo sau nu. Ca să poți să le strângi cât mai mult, să le cumulezi. Să îngustezi problema. Problema se poate rezolva și sigur, e la nu un singur motor care n-am baie, n-am baie, nu de iar, plătesc un 3 metri de apă, citi pe contor. Da. Și vine domnul care are două băi, nu știu mai ce centrală, și altă chestie, centrală ce plătești în 5 metri cubi de apă. Și plătești 5 metri cubi de apă, clar că acel domn fura. Că n-are cum să consumi apă cu 1-2 mai mult decât mine. Sau, cum spunea domnul Dulac, o doamnă, o bătrână în vârstă care are doar o chiuvetă în casă. Și o altă familie care are două băi, plătește ca doamna aia mai mult cu 2 metri cubi, clar că acolo este furt de apă. Nu. Păi cum ori persoane dă consumul de metri cubi apă? Eu pot să am 10 băi în casă, să fie o singură persoană. Păi cred că dacă v-ați făcut 10 băi în casă, nu vreau să făcut din muzeu. Dar n-am înțeles. E folosit. Dacă eu sunt o persoană, ah, bine, sunteți o persoană. 10 băi. Cum mă s-o puteți? Păi faci băi la tot. Problema este alta. Problema este alta, trebuie montat în cămin în afara proprietății, pentru curte, în proprietate, fiecare își face ce vrea. Noi azi, dacă mergem să controlăm o proprietate, nu ai de unde să știi ce are el în curte. Tu intri în casă, îi dai drumul la o rubine care vezi, ai în curte la păsări, poate o rubine. Păi. Știi tu toată rețeaua din proprietate? Nu. Bypass-urile sunt făcute înainte de contoar. Contoarul este într-un cămin care este pe proprietatea cetățeanului. Da. De la conducta principală, gard, cămin, există o problemă. Nu ai cum să o descoperi. Poate să meargă 10 persoane. Asta este părerea mea personală. Eu aș propune, dacă ar fi buget, ca fiecare proprietate să aibă căminul scos afară, să poată citi, rău platnicii să fie sancționați, nu se cere o voie proprietarului să intru în curtea lui, ca să-l închidă. Nu există. Din 890 de persoane, din contracte care avem azi, câți rău platnici avem? Doamna administrator. Doamna administrator, vă rog frumos să ne spuneți și nouă dacă aveți o idee. Asta mă întreba și eu. Aproximativ procent de rău platnici au mai rămas, dar nu rău platnici, au venit parțial. De cât timp? Nu, nu mai puțin. De la 1 de noiembrie, după ce am început să umplu și eu pe teren, au început să vină să plătească. Am făcut înștiințări de plată, sunt 240 de științări în două luni. Sumă totală, datorată? Pot să vă spun acum
La 1 noiembrie erau 350 de milioane de strâns. La 1 noiembrie erau 350 de milioane de strâns. Întrebarea era cât a fost de strâns și ce sunt, și cât de prezint ai adus și întrebarea. Nu știu la momentul ăsta ce se noi ar trebui să știm care sunt cei mai plati. Dacă mai să mă ducă la stradul. Eu da, da. 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 Și nu răspunde cineva, din 890 de contracte, dacă se adună banii ăștia. Deci dacă se întâlnește, trebuie să plătești de rog așa. Nu plătești de rog așa. Nu plătești de rog așa. Dacă dați voi, domnul președinte. Deci eu aș începe de la început. Când am început această rețea de alimentare cu apă, am spus-o destul de clar în Consiliu și am vorbit și cu oameni, pentru că atunci făceam adunări sătești. Și am spus că acest serviciu nu este profitabil. Deci este non-profit. Este un serviciu comunitar. Adică primăria, comunitatea, își creează un serviciu de alimentare cu apă. Bun. Acest serviciu nu se dă societăților. Am avut aceleași discuții cu CRAB. Am avut discuții și cu alți furnizori de apă. Și le-am spus destul de clar. Eu sunt pe parte de electrică, ei pe parte de alimentare cu apă. Și le-am spus. Ei veneau cu ideea că ei nu pot să facă investiții în sistem pentru alimentarea cu apă, cu energie electrică. Și am spus, domnule, de ce te-ai creat ca societate? Pentru că asta este o activitate non-profit. Ai vrut profit? Ai riscat. E problema lui tale. Acum trebuie să o duci la capăt. Eu nu înțeleg cum Consiliul, că Consiliul a mai încercat odată prin 2008 să ducă acest serviciu în altă parte. Tot să fugă de responsabilitate. Și atunci eram și eu consilier și m-am opus. Și am spus, domnule, nu. Acest serviciu trebuie să rămână primăriei. Din ce cauză? Din cauză că primăria poate să aducă surplusul care nu se creează și să acopere cheltuielile. Pentru că este un serviciu comunitar. Deci, ca și cum am fi într-o familie, vrem să facem ceva și atunci punem toți, și copilul, și tata, și mama, pun și fac lucrul ăsta. Dacă dai la un serviciu, atunci trebuie să creeze profit, trebuie să plătești niște salarii în plus și n-ai să obții niciodată o continuitate în acest serviciu. Eu aș zice că primăria ar trebui să reia acest serviciu, pentru că are posibilitate. Păi a spus că ați angajat un om care este plătit cu 10.000 cum se vehiculează, păi în 6 luni de zile. În 6 luni de zile vă duceați la jumătate din valoarea care trebuie să o plătiți, din datorii care le aveți. Domnul Genovic, din câte știu eu, legele au obligat ca să facem. Nu există niciun. Domnule, legile sunt, ANSCR-ul. Știu, doamna Bogdan, am mai discutat problema asta. În comunitatea noastră sunt legi, dar comunitatea își face legile ei. Nu mă obligă pe mine ANSCR-ul să iau activitate. Eu pot să o justific că nu pot să iau și pot să mă duc la ANSCR să-i spun că eu nu pot să iau această activitate, să duc în altă parte. Eu nu înțeleg cum cei care au preluat activitatea au putut să fie atât de naivi să creadă că ei pot să duc activitatea asta. Ca drept dovadă că nici n-au venit măcar cu o analiză concretă. Eu așa aș fi văzut. Dom'le, am pierderile astea. Cât din pierderile astea sunt tehnologice, cât sunt neplătite și cât eu consider că sunt niște furturi. În 2000, când eram primar, am ajuns la concluzia că erau niște pierderi foarte mari. Și atunci m-am dus pe la Eforie Nord să aduc un aparat prin care, prin flux, să văd unde se ramifică aceste rețele. N-am putut să le iau atunci, după aia n-am mai fost primar, n-am mai continuat activitatea. Dar activitatea de atunci, așa cum ar trebui și foarte bine, cum spunea domnul Manea, că apometrele sunt în interior, că așa se făceau atunci, și Delgazul și toți furnizorii de energie electrică, după aia a venit la limita de proprietate. Dar astea sunt niște costuri în plus. Cine le face? Nu le face nimeni. Mai mult, serviciu, cred eu că nu și-a făcut datoria. Pentru că ei vin odată la o lună, două și verifică contoarul. Dar el nu se uită să vadă. Exact cum spunea domnul, ia să văd, ai posibilitatea că în contract
Revine acum și îmi spun așa, eu am un contract cu serviciul de furnizare a apei, în care spune clar, contorul este al meu, dacă vrea să-l verifice, trebuie să plătească, dacă este defect, îl plătesc eu, dacă nu-i defect, și-a luat riscul și atunci trebuie să-l plătească. Nu mă poți obliga să schimb contorul. Pentru că mi l-ai luat în calcul la montarea și la semnarea contractului. Dar eu pot să fac verificarea. Am dreptul ăsta. Că scrie și în contract. Și eu am semnat contractul și am spus că îți dau oricând dreptul să mă verifici. Și cum spunea și dânsul. Dom'le, verificarea e simplă. Se poate face. Dacă noi suntem 800 de consumatori. Și din 800 de consumatori putem să facem o medie. Dom'le, au 3 persoane, la 2 persoane, la 5 persoane, la 1 persoană. Și știm exact tarifele. Pot să am și 10 băi. Nu vă interesează tot, dar dacă sunt unul singur, tot o baie fac pe săptămână. Sau pe lupe, pe zi. Aici era de înțeles că l-a făcut 10 băi, nu le-a făcut astea singur în curte. Exact. Deci nu este o problemă. Se poate face, dar trebuie să fie voință, să avem oameni care vor să-și facă datoria. Oar dacă nu vor să-și facă datoria, atunci trebuie să plece din activitate. Mai mult, eu întotdeauna am venit cu ideea că pot să ajut comunitatea. Și am venit și le-am spus, domnule, aș vrea să știu și eu contorul de care faceți dumneavoastră, care face contorul general, unde este montat? La rezervor sau la puțul de captare? La puț, nu? Ei, uitați-vă și dumneavoastră, avem două cămine care supra-traversează, acum pe râul Prarea. Amândouă sunt înnecate în apă. De unde e apa aia? Nu v-ați văzut niciodată, vă fac doar o poze. Ieri am făcut pozele, pentru că acum în an, acum an sau anul ăsta, în vară, am vorbit cu băieții de apă și le-am spus, bă, ce-i cu apa aia din căminile alea? Păi să vedeți, copii, copății, bă, mergeți și dați toată apa afară să vedeți de unde vine apa. Vine din conductă sau vine din subsol. Ori dacă eu am căminul sus, deasupra apei, nu poate să vină apa din subsol. Deci sunt pierderi și pe rețele. De câte ori s-a verificat vanele? Nu s-a verificat niciodată. Și dacă o vană acum nu și-o închid, nu mai pot deschide sau nici nu mai pot închide. Pentru că ele au și ele termen. Din 6 în 6 luni se verifică, se ung, se întrerupe apa, se spală. Deci sunt anumite probleme care nu sunt rezolvate. Mai mult, am venit acum 2 ani de când era Dănilă la apă, sau nu știu câți ani era, și am spus, domnule, de ce folosiți clorinarea? Nu se mai face clorinarea, asta se îmbolnăvește lumea. De ce nu luați ultraviolete? Sunt aparate cu ultraviolete care creează mult mai bine condițiile necesare unei ape bune. Eu nici nu mai folosesc apa, pentru că o clorinație în exces și nu pot folosi. Și mă duc și aduc apă de la izvorul de la Vataman. Deci, eu consider că sunt și răi planici pentru că nu i-a urmărit nimeni. Vă spun sincer, că dacă îți ducea și spunea și făcea și exact cum s-a spus, domnule, după 30 de zile n-ai plătit, mă duc și îți dau o științare, după 5 zile mă duc și întrerup și pun, nu-i tai raportul. Întrerup robinetul și pun sigilul și n-are cum să mai consume apă. Să vedeți pe aia că ar plăti. Dar oamenii care sunt de rea credință, spunea, mai lasă-mă că nu plătesc. Și atunci, de ce să-i plătesc eu? Pentru mine nu-i mult 100 de lei. Nu-i 100, așa zic eu, că nu-i mult. Dar de ce să-i plătesc eu unul rău plate? Dacă mai țineți minte, domnul Drilean, erați viceprimaroare. Când am găsit pe cumnatul dumneavoastră că fura apă. Dar m-a trebuit să mă duc în fiecare dimineață, în fiecare seară, să urmăresc grădina. Și am văzut că el avea și nu avea contorul. Contorul era bypassat. Dar cine face lucrul ăsta? Am zis, o paranteză. Doamna însăși a recunoscut că de când a început criza asta cu apa, au început oamenii să vină. Deci când sunt controlați, doamna ce a spus dumneavoastră, oamenii vin și plătesc. Dacă deci, nu-i controlat, clar că merge și așa. Eu așa zic. Iar dumneavoastră consiliul. Am văzut că începe să văd, dar îmi pare rău că trebuie să văd, dar până la urmă să spun. În legea 215, actualizată, și de când era din 2003, spune destul de clar, Consiliul are posibilitatea să-i ceară raport primarului și a tuturor celor care răspund de toate domeniile din primărie asupra activităților. Ce trebuie să mai faceți amendamente la o decizie a Curții de Conturi sau nu știu ce?
Dumneavoastră puteți să-i spuneți domnului primar, la fiecare 3 luni de zile veniți cu raport privind cutare, privind cutare, privind cutare și privind consumul de apă, la orice. Nu domnul primar este responsabil pentru comunitate. Dumneavoastră, consilierii, sunteți responsabili. Nu dumneavoastră sunteți la dispoziția primarului. Dumneavoastră colaborați cu primarul. Dumneavoastră puteți să-i puneți, să-i dați sarcini primarului. Ori dumneavoastră nu faceți, mai ales primarul că sunteți din același partid. Mă rog, eu nu mă interesează, știu cum funcționează. Dar nu este corect, fraților. Nu este corect. Trebuie să fim, noi aici nu mai suntem pe partide. Am spus-o de atâtea ori, dar nimeni nu a înțeles și toți m-au bleftărit și noi aici suntem reprezentanții comunității. Noi avem noroc de niște oameni liniștiți în comună. Vă spun eu, am fost în multe comune în care sunt foarte multe realizări, dar oamenii nu se lasă călcați în picioare de consilier sau de primar. Vin peste ei. Ei calcă și întreabă, domnule Cutărescu, dar n-ai făcut nimica. Dar ce-ai făcut? Asta este situația. Deci noi nu vrem să fim bine. Eu stau pe margine și râd de primar și de consilier. N-am făcut nimic acasă. N-am făcut nimic. Eu trebuie să vin cu deschidere. Am venit și cu gazul, am venit și cu gazul, dar am văzut că nu sunt ascultat, m-am retras. Pentru că nici dragoste cu deasela nu se poate face. Mai sunt între noi, ne închildim, ne facem, mă rog, dar să știți că și asta este un progres. Dar numai să fie constructiv. Eu nu cred, eu nu sunt de acord, vă spun sincer, eu nu sunt de acord să plătesc 100 de lei. Nu sunt. Pentru știți de ce? Pentru că asta va perpetua. Deci vom plăti, vom ajunge la zero, cum zicea și domnul Durlan, dar ce am eu certitudinea că peste 3 luni de zile nu vom reveni la aceeași situație? Pentru că noi n-am găsit cauza. Noi trebuie să vedem cauza. De ce am așa durut? Vreau să vă spun ceva. Aceste datorii sunt de la înființarea serviciului. Exact, nu asta sunt de azi, de mâini. Acestea sunt acumulate din fașă. De la înființarea serviciului și până asta de acolo. Asta nu sunt trebuia să vină cu raportul ăsta clar, domnule. Atâta este pierderea la date, pierdere preluată de voi când ați preluat cu două preluatul la primărie, deci trebuia să vă... Și trebuia să spun așa, domnule, am avut pierderea asta și ne-ai mai multat cu 30.000. Cât reprezenta pierderea? Atâta. Aia ți-o uscat din datorie. Pentru că eu mi-am luat-o în spate. Și nu-i corect. Mi-a dat un serviciu care deja el era dator. Mai merge așa în continuare, dacă nu vom ia acolo o săptămână. Deci chestia asta ce s-a întâmplat cu serviciul de apă, se datorează și a crăpat acum două săptămâni. Și s-a întâmplat acum două săptămâni. Așa se mai mergea în continuare. Și aia s-a crăpat din cauza că nu s-a urmărit, nu s-a plătit decât factura. Deci s-a plătit eșalonarea, dar factura nu s-a mai plătit. Ceea ce urmă peste. Exact. Ideea cu plata care este, eu știu, e de la Târgu Trotuș. Acum câțiva ani tot așa a făcut. Dar acolo oamenii sunt uniți. Vă spun eu. Acolo a fost alt caz. Nu era cazul ăsta care perpetuează din 2000 de când am pus noi instalația și tot avem 7000 de metri cu pierdere. Domnul, ca să nu uităm de aia, un minut vă întreb. Vis-a-vis de ce spuneți. Să facem o disjuncție, domnul primar, să merge tot așa din 2018. Pentru că vă spun de ce. În 2018, când ați preluat sistemul cu alimentare de apă, ați dat și alea 350 milioane și v-ați asumat ce va veni. Nu va da nimeni nicio datorie. Și vă spun de ce. Pentru că era pe Consiliul Local Alimentarea cu Apă, aveam un om plătit din banii din bugetul local al primăriei, care era salariat, ori dacă se facturau 3.000 de metri cub, se facturau 4-5.000, oricum nu era diferența de 6.000, 7.000, erau 2.000, 2.500, mă rog. Deci la 2.000 cu 2.20 lei era 60 de milioane care plăteam curentul. Deci anual serviciul de apă, cum era susținut, băga 30, 40, 50 și 80 de mii, intrau bani în bugetul local. De asta vă spun, se plătea curentul, se repara cum se repara întreținerile și era un salariat care, atenție, era plătit din bugetul local. Deci toate încasările de apă erau partea bugetul local, dar bugetul local viciu. Deci nu are cum să vină... Dar vorbim din făcăuarul care era pe apă, nu era din bugetul local. Dar de ce nu mă lăsați să vorbesc? Când a fost? Și de un ce buget era? Dar se acopereau și rămâneau bani pe care era un om, nu trei și atâtea. Deci nu a venit nimic din urmă. Luăm că hârtii sunt.
Deci, când s-a creat bugetul cu 3 salariați și s-a trecut totul pe serviciu de apă în 2018, de acolo a început declinul. Și cu curent și cu tot. Problema, nu, problema era unde e bani, era vorba de pierdere de apă. Pierdere de apă se erau și înainte, nu la... Tocmai asta, dar în momentul când eu primesc un serviciu care are deja o pierdere de apă care nu este achitată, eu deja mi-am luat în spate o grijă, nu? Și atunci nu e corect, de aia zic. Mai mult de atâta, în primăria fiind, având acest serviciu, primăria poate să vină atunci cu modificare de preț, fără să fie aprobată prin București. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că este un serviciu al meu, al comunității. Și eu pot să vin să fac. Dar în momentul ăsta care este acum, eu nu sunt de acord cu prețul care veni ține mie dacă nu aveți aprobarea. Pentru că nu e corect. E o societate. Eu nu știu mâine poate societatea respectivă a cui va fi și ce profit va avea. Și atunci eu, ca și consumator, eu respect un contract. Dom'le, am contractul, l-am semnat, în contract spune și care sunt atribuțiunile mele și care sunt atribuțiile furnizorului. Eu îl respect. Nu îmi faci continuare în contract, dar ajungem în instanță. Și cer și niște daune. Eu tot așa zic. Deci, eu încă o dată spun, eu zic să nu luați nicio hotărâre acum, haideți să facem o analiză concretă a ceea ce este acum, să vedem după aia, să vedem cauza, să vedem măsurile care putem să le luăm și atunci putem să dăm o hotărâre care spunea, domnule, așa vom face, așa vom face, de comun acord. Să aducem la cunoștință și cetățenilor și consumatorilor, că este foarte utilă lucrul ăsta. Adică să vadă fiecare consumator că este urmărit. Știți cum se întâmplă? Exact ca și copiii. Dacă copilul nu l-a întrebat unde ai fost, ce ai făcut, el crede că totul e posibil. Așa și ei fac. Pentru că noi suntem români. Noi nu suntem nici alea că muncuri, nici nu suntem. Suntem niște români, mai ales Moldove, care suntem diletanți. Merge și așa. Și dacă nu facem lucrul ăsta, să vedem că ei sunt cât de cât prinși și sunt urmăriți, să știți că nu facem. Într-adevăr, cum spunea, sistemul de apă va dispărea. Domnilor, vreau să mai completez două, trei lucruri. Și aș vrea să întreb pe fiecare dintre dumneavoastră aici. Să fie conștient, să gândească așa. Credeți că serviciul ăsta sau poate să funcționeze cu 2 lei 58 de bani pe metru cub? Un pic. Asta trebuie dumneavoastră. Ca și părere personală, nu ca și... Dacă poate să funcționeze cu 2 lei 58 de bani, e ok. De acord. Eu nu vreau să măresc prețul. Și dacă am avut discuții cu domnul de la serviciu de apă acum un an, doi, când venise cu propunerea de 3 lei. Eu am greșit atunci și mi-asum. Am zis că nu, domnule, lasă prețul așa. Că nu mărim prețul ăla. Dar vreau să vă zic că în același timp, în toate calculele și toate cheltuielile astea, nu a mai pus nimeni rugămințele mele și s-a ars pompă acum 3-4 luni. Roagă-te de XY, hai, fă-mi și mie o sponsorizare de pompă, că, da, uite, nu mai am, și nici n-am de unde să o plătesc, că n-am bani să fiu. S-au ars 4-5 rânduri pe relei la hidrofoare. Hai, dă-te rău frumos, fă-mi o sponsorizare, caută pe undeva, repară, pune, roagă-te, adu-l pe unul de la voi, știi care sunt, nu știu ce, mi-a adu-l pe unul de nu știu unde, ăla, dă-i nu știu ce, pentru ce chestiile astea? Ca să meargă serviciul în continuare. Deci ei au datorii, dar ei serviciu de apă. Dar gândiți-vă mâine dacă se mai arde o pompă. Poate mai găsesc un sumă sponsorizare, dar poate nu. A murit total. Iar mai e și partea cealaltă. Serviciul ăsta funcționează de 13-14 ani. Oare un recar, o reparație capitală, s-a făcut odată? Ca să faci acest lucru, trebuie niște bani, doar din banii. Sunt cămine la intersecții, din care vă spunea să punem, nu mai funcționează, sunt țapele, sunt zăginite, sunt alea, o vană de aia, sunt câțiva bani. Ei, dacă n-au un leu, de unde, cu ce să le locuiești? Să te apuci de revizii cu o firmă, cum să o faci, cine o plătești? Să o faci în regii proprii, cine? Deci, da, merge cu 2,58 lei. Când pocnește, sare lumea toată în capul primarului și să vă dați. Și atunci a venit exact așa cum am spus. Preluați-o primăria și atunci prin comunitate putem să-i cheltui banii. Altfel este omul, eu de primăria, din serviciul nostru, nu iau de societăți,
Și atunci fiecare va... Domnul Dănile, haideți să faceți să destinge. Noi n-am dat apa nicăieri. Nu-i dat apa. Este în subordinea Consiliului Local. Și într-o fiecare... Pe care, domnul primar, dar din societatea asta ai 3-4 muncitori, ai 2 muncitori, un contabil pe care îl plătești, pe când din primărie scrii din toate celelalte, din bugetul primăriei, mai faci un buget separat. Aici vreau să spun, acum legea nu știu dacă dă voie, nu le autorizează, nu știu dacă mai e. Legea 241, nu autorizează, dacă nu se zice. Distribuitor de apă nu poate fi decât un operator licențiat a NRSC, lucru care s-a întâmplat, puteai să faci serviciu în subordinea Consiliului Local sau o societate comercială. Domnii consilieri au hotărât serviciul în subordinea Consiliului Local, nici de cum să dăm la CRAP sau la alte societăți în afară. Și au ținut licența. Păi, dar aveam la lună veneau adrese la NRSC. Cine plătește amendă dacă furnizezi apă fără licență? Cine? Tot Consiliul Local. Adică tu hotărâți asta oricum fără semnătura mea să treceți la primărie. Oricum nu se poate, este ilegal total. Și să practici un preț neavizat, îmi pare rău, semnați, luați hotărârea singurei, că nu vă asumați dumneavoastră. Nu, dar vreau să vă spun o speță identică și vă puteți interesa. La primăria Bravăi, așa, la fel, au fost serviciu făcut, separat, și s-au dus în cap total. Apoi e problemă și mai mare, că ei cumpără apă de la Braja. Braja, exact. E problemă? Da, nu, e problema lor. Și auzi că nu mai faci concedere, nu poate, nu poate, oamenii, presiuni, cât e nevoie, e o necesitate, apa, au trecut înapoi la... Vedeți forma în care au trecut-o și dacă și acum, de când au trecut-o înapoi, lună de lună, NRSC-ul, adresii și somații, adresii și somații, adică nu s-a spus nimeni. O trecere așa. Și acum vor să treacă iar să-i facă serviciu separat. Dar la un alt preț. Domnul prefect, continuă așa. Eu niciodată n-am să fiu de acord să plătesc pentru apă. Pentru că eu consider că la un moment dat, eu știu că am o medie pe care o consum. Că e vară, că iarnă, am o medie pe care o consum. Noi putem să obținem la fiecare consumator în parte să știm exact cât consumă. Și putem să ne dăm seama în funcție de ceea ce are el în gospodărie. Dar asta trebuie să facă controle. Cineva trebuie să meargă pe teren, trebuie să verifice, să vadă exact. Ne-am pus un proiect de hotărâre. Domnul Călăuzinger, nici eu nu sunt de acord ce propuneți dumneavoastră să treacă din nou la primării, ca să fie subvenționat de la bugetul local, aceasta, pe când boiștea, hârtiușul ăsta, nu se beneficiază. De ce numai ceilalți? Adică nici asta nu-i corect. Adică propuneți ca să treacă la primării, că la primării mai punea primăria. Asta a spus-o mai înainte. Deci când era pe bugetul local, pe primărie, că nu se poate asta, ți-a spus doamna secretar, că nu te autorizează, nu funcționează legal. Când era pe bugetul primăriei cu acel unic salariat și curentul se ducea. Deci banii veneau în bugetul primăriei, asta nu înseamnă că plăteam din taxe și impozite pe casă, plăteam la apă. Din banii de apă care veneau, puteai ține. Astăzi, cu doi salariați, cu curentul mărit sau tot, ci e că tot prețul ăla era, s-a mărit puțin. Nu se poate ține, am spus-o și rândul trecut. La 2,44 de lei, dacă v-ați aminte când nu v-ați asumat prețul, eu v-am zis că se ducea în faliment. Că v-am zis, nu vă asumați că electoral. S-a ajuns aici. Nu se poate ține, dați TVA-ul jos, e 2 lei. Cu 2 lei metru cub de apă n-ai cum să o țin chiar 800 sau 7000 de metri. Cât se va funcționa. Înainte veneau banii tot în bugetul local și de acolo plăteai salariatul ăla curentul și mai rămânea și niște bani. De asta spun, deci nu că luam din banii din impozitul pe casă la Gheltiu și plăteam apa. Niciodată n-a fost așa. Era mai simplu, deci se acoperea asta, vreau să vă spun. Dar acum dacă nu se poate legal, asta e. Domnule, mi s-a dat și mie cuvântul, dacă... Da, poftiți, domnule. Domnule, s-au făcut fel de propuneri. Venim cu toții și fiecare luați în parte avem dreptate. Problema propusă de mine ar fi următoare. Propunerea domnului Dănină este bună. În sensul că facem într-adevăr analiză, dar analiză înseamnă economică și tehnică, adică să stabilim, să ne rugăm frumos de o parte tehnică care să ni se alăture și să ni se spună ce și cum, cu pierderile, de unde sunt cauzate,
Dacă va fi necesar să achiziționăm acel aparat în care să se vadă bypass-urile respective, nefiind acum posibil instalarea contorilor în afara proprietății consumatorului, în timp va trebui și asta realizată. Deci, încă o dată, două părți, o parte de analiști economici să fundamenteze un preț real care, de care dumneavoastră spuneți că este fără legea nu ne permite ca să stabilim noi prețul și sunt de acord cu dumneavoastră, cunoscând legea, dar dacă ocolim esența lucrului și a păcatului pe care trebuie să-l purtăm respectiv, neîncasarea unei cantități imense de apă, care trebuie să facă economistul următorul calcul. Ce ar însemna dacă s-ar mai încasa și acea cantitate? Dar pentru asta trebuie văzut, cum spunea, dacă acolo la traversarea în pârâu este pierdere din bazin sau vine din subteran, pe de o parte. Și după ce am făcut această analiză și cu specialiști, parte tehnică și cu economiști, așa, putem să venim atunci cu propuneri de fundamentare a prețului și să cerem aprobare, pe care mă îndoiesc și eu că o vom primi. Cât privește calculul nostru sau luarea în calcul că eventualele neacoperiri, nefiind profitabilă această activitate, să ne gândim totuși, așa cum spunea și domnul Matei Ionel, nu mi se pare corect ca satele care nu beneficiază să contribuie și ele, pentru că la urma urmei, eu nu zic că din impozit, că se ia din impozitul pe clădiri sau pe casă, dar se ia dintr-o sumă care ar trebui să fie împărțită relativ echitabil pentru toți locuitorii comunei Căiuțe. Lucru care nu se va întâmpla. Pentru că dacă se va lua pentru acoperirea cheltuielilor acestui serviciu, se va face doar numai pentru beneficiarii acestui serviciu. Și iată inechități. Încă o dată, vin cu rugăminte la noi, la toți, așa, să înțelegem că fără o analiză efectivă, dar, v-am spus, parte tehnică, să ne spună ce și cum, și cu partea economică, nu vom înainta. Fundamentarea prețului trebuie făcută în urma acestor două chestiuni. Dacă altfel, consider că propunerea de astăzi este cârpitură. Doamna spunea foarte bine, câți dintre ei vor plăti acea 100 de lei, fiind chiar în două trași. Vom continua și peste luna, și peste o lună, două, trei și șase ani, să ne scăldăm în aceeași situație. Și tot în legătură cu apa, iată să vedeți, cu mult respect, vă rog să-mi permite să vă mai spun un lucru. Tot în 2018, când a fost vorba despre acest serviciu de apă, dacă vă amintiți, veneam eu cu un proiect propriu al meu, printre care, printre multe altele, spuneam de necesitatea aplecării asupra surselor de apă neprotejate. Și veneam atunci și spuneam, pentru că în ședința extraordinară sau de îndată care am avut-o tot în legătură cu serviciul de apă, concetățenii de noștri se uitau că nu mai pot folosi fântânile. Păi fântânile n-au cum să mai fie folosite. Ele au fost date uitării, era acum un bun în situații de criză și solicitam atunci următorul lucru. Acele fântâni să fie acoperite, adică menținute cât de cât, mai propuneam să se facă analize a apei din punct de vedere chimic, biologic, periodic, să fie inscripționate cele cu... Mă limitați, vă mulțumesc. Am trecut pe lângă aceste lucruri. Mi-amintesc că proiectul meu de hotărâre a fost unificat cu proiectul executivului. A fost aprobat, dar revin la neurmărirea celor stabilite să se facă și neraportarea periodică a modului de realizare și de îndeplinire a celor stabilite. Vă mulțumesc, am văzut că mă limitați. Da, trebuie să vorbească toți câte un pic, asta e viața.
Dacă faceți, domnule Mărcuț, suma vorbirii altora și a vorbei mele, să vedeți că sunteți foarte mulți care m-ați depășit. Aveți dreptate. De fiecare dată... Domnul el e la butoane. Și atunci nu reproșați... Nu! Am văzut că ați arătat... Deci, am urmărit cu atenție ce a zis domnul Dănilă și toată lumea. Au dreptate fiecare în legea lui. Dar, pentru salvarea de fapt, acum, ca să-i dăm drumul la treabă, este domnule primar... Urmărirea furtului, urmărirea pierderii și majorarea prețului, ca să nu mai se pierde timpul. Înțelegeți? Rezolvăm furtul, rezolvăm pierderea, mărim prețul și toată lumea e mulțumită. Asta e scăparea. Alta, să mergem în 2018, să mergem în 2014, să mergem în 2031, e pierdere de timp. Dacă am vorbit rău, încerc scuze. Mulțumesc! Vreau cât domnul Mărcuță și fără să vorbim, mi-a luat ceva din idee înainte. Domnilor consilieri, astăzi suntem într-o situație, to be or not to be, a fi sau a nu fi. În ce sens? Dorim să mergem în continuare cu un sistem de alimentare cu apă așa cum e. Bun, rău, cum l-am creat noi, l-am făcut, curge apă pe el, vine. Și să ne lovim peste o lună, două. Cu ideea că iar nu avem apă, că nu s-a plătit curentul, că iar nu știu ce defecțiuni se întâmplă și rămânem fără apă și toată lumea sare în sus. Sunt discuții. Că și asta am spus-o și-o repet, chiar și pe Facebook, peste că poate am fost inițiatorul unor discuții pe această temă, să aducem undeva la aliment. Că îi reproșez, domnul primar, puterea care n-a avut-o la momentul respectiv să ia decizia de a mări prețul. Poate asta nu eram acolo. Eu nu zic că poate prețul care au venit dânsii este real. Dar haideți să ne gândim că dacă astăzi nu luăm o hotărâre care peste o lună să ne ducă pe un făgaș normal cu responsabilitatea dată primăriei și celor care are în subordine să stăpească furturile, să analizeze fiecare contract cu partii, fiecare situație la fața locului, să vină cu măsurile propuse care au spus chiar și aia, scos apometru în afara proprietății, e mai apometrii la 50 de case, care să facem cumva, să constrângem lumea să plătească acest serviciu. Iar ne vom lovi că vom rămâne poate de sărbători sau nu știu când. Fără bani și fără apă. Vă spun, apa este o necesitate. Cum este telefonia, a ajuns telefonia necesitate 30 de lei pe lună, și la apă, cred că 3-4 cupi se poate plăti 20-30 de lei. Haideți să vedem și o realitate. Poate, am zis, nu este corect prețul care e. Ne gândim, facem o propunere, dar plecăm cu ceva de aici, cu ideea de a pune fiecare. Ori ne facturează în avans, ori îl plătim la paușal din urmă ceva. Haideți să ducem serviciul ăsta la un moment zero. Cu bunii cu rele, indiferent ce s-a întâmplat în urmă. Cu vina fiecare, vă spun, 90% nu există să nu fi furat un cup sau doi, din neglijență, din s-a stricat ceva. Ia curs apa și atât cu n-a zis nimănui. N-a declarat apometru. N-a declarat apometru. Haideți să o luăm de la un moment zero și să mergem. Și dacă se mai întâmplă, deci chiar e o problemă. Nu spunem și să fim realiști, neglijența, adică are o dată dovadă toată lumea. Poate sunt momente primare unul, n-a fost bine informat. Și de cei de la care trebuie să facă datoria? Băi, e primarie. Ia vezi ce se întâmplă. Peste o lună chiar ne ducem în cap. Așa este, noi nu mă avem la deci haideți să luăm, noi nu vreau. Acum fac abstracții, că poate lumea zice urlan sau dă vina. Nu, nu. Hai să vedem realist lucrurile. Astăzi, când plecăm de aici, trebuie să plecăm cu o hotărâre luată. Ce vom face mâine? Gândiți-vă că într-o lună, două, suntem în aceeași situație. Sau mai rău. Nu are de unde să plătească serviciul de apă datoriile astea, la încasările care sunt. Și cu pierderile care sunt. Poate acum nu-și mai permit mult să fure, dacă știi că o să ducă pe teren. Primarul, poliția locală, să ducă să-și facă treaba. Da. Deci, haideți să gândim și să dăm o soluție. Eu mai vin cu o propunere. Ca să intrăm într-un temei legal, că doamna secretară a zis că nu e, dar e, toți suntem la serviciu de apă. Cei care au canalizare plătesc canalizarea. Eu nu am și mulți alții. Din motiv, nu s-a avut canalizare. Haideți să impunem astăzi, în proiectul de hotărâre, taxă de vitanjare. 20 lei pe metru cub, 15 lei pe metru cub, cât are aia? 6 cub.
fie un preț ok, să-și scoată cheltuielile, să vină și vin banii tot acolo. Că se duce și vitanjează undeva, nu, și fără să ne supărăm. Să nu mai stea cetățeanul la mâna nimănui, nici la mâna polițistului local, nici al lui X, Y, Z care e pe acea vitanjă. Și îți pleacă cu supărat, că vezi, Doamne, nimeni nu-i mulțumit. Da, trebuie să pus în loc. Deci, haideți să stabilim că este legală taxa, nu există. Să nu fie ilegal. Iau bani. De ce să nu fie ilegal? O taxă, domnule, este 20 de lei pe metru. Cum vezi, dacă am avut 15 metri, cum trebuie să plătesc 3 milioane? Chitanță sau ce îmi dă și am plătit. Haideți să reglementăm niște lucruri. Să fac niște bani de bine. Să plimbi și tractorul ăla și face treaba, vitanjează și nu mai stă nimeni la mâna tractoristului sau mâna al cuiva. Păi noi consiliul trebuie să luăm hățurile, păi, să stabilim asta ce, vreau ceea să ce trebuie. Nu, domn primar, să deci, încă o dată, și vreau să vă rog cu cei din consiliul local și sper cu asentimentul celor care au venit și o să înțeleagă acest lucru, haideți astăzi până la toate analizele care le gândim, și le facem și putem mai veni cu, cu un proiect de hotărâri care să mai schimbăm ce trebuie. Hai să plecăm cu ceva de aici. Pentru că dacă nu-i luna viitoare, luna cealaltă, sigur, se va întâmpla să rămânem iar fără apă. Și eu zic că nu este normal să nu beneficiem de un lucru care îl avem pentru în cauze. Din neglijență, din preț mic, din furturi și de toate. Asta e. Deci rugămintea mea este să plecăm cu o hotărâre luată, care să ne dea speranța că nu rămânem în viitor fără acest serviciu. Vă mulțumesc! Aveți cuvântul. Nu sunt de acord cu propunerea dumneavoastră cu plătitul 60 de lei sau 600 de lei cât este. Din ce cauză? Pentru că noi, cartierul, ne-am băgat singuri apa. Deci nu ne-a dat nimeni un ban. Și mi s-a luat și bani pentru branșare. Și acum să plătim apa, deci plătim pentru cei care fură. Întreb și eu. Și o problemă, vitanșa. Am avut și eu odată nevoie de vitanșă. Și a venit la Panaite, când se vine și la mine, nu că trebuie să meargă vitanșa la Ștefan cel Mare. Ce caut acolo, nu știu. Deci eu nu bat cărbirea. Nu, așa este, nu. Nu? Iar căiuțului s-a luat lui Ștefan cel Mare. Și Ștefan cel Mare, dacă vreți să știți, Jevreniu și ceilalți, la, așa, nu plătesc apa de când le-a băgat apa. Deci nu plătesc un leu. Cum acolo se poate, la noi nu se poate. Nu există. Așa este, cum spun eu. Eu m-am interesat. Vă așa să vedeți că nu plătesc multe. La Ștefan, 44 de lei cu TVA. Interesați-vă de judecătorii. Dar problema este că noi plătim, plătim, dar de ce să plătim în fiecare lună sau în fiecare asta? Furtul la alții. Dar furtul la alții să plătim. Ca o soluție de avarii, undeva trebuie să ajungem la zero, ca mâine să nu-i mai cerut până la urmă. Da, așa este, dar dacă noi astăzi plătim, ceilalți care nu spun plată sau fură... Dar cei care să știu că fură să ducă peste ei, frate, atât ai, ia vină cu coa. Domnul președinte, haideți? Păi, bun soare, domnul Matei, cine se ducă? Mai ai niște Matei? Nu, mai mulțumesc. Vă rog, domnul Matei. Doamne, eu susțin proiectul așa cum este el, pentru că dacă nu îl votăm așa cum a fost propus, riscați cel puțin cei care nu, să nu mai aveți apă. Să vă ajungi vis 3 luni de zile tot aici. Să vă ajungi câțiva întrerupi iar curentul și iar înveți la apă. Trebuie să vorbim atât la zero, iar în perioada asta, pentru că am văzut la articolul 10 din proiect, este propus că acest preț intră în vigoare abia când va obține avizul. Deci asta înseamnă prin mai, prin martie. Până în martie se întâmplă să se oprească iar curentul și să pompe și iar nu o să mă aveți apă. Măcar trebuie să facem primul pas, trebuie să înțelegem. S-au scumpit gaze, s-au scumpit curentul. Deci nu vreți să înțelegeți că nu mai poate fi 2 lei metru cub de apă. De ani de zile este așa. Nici 50. Dom'le, este temporar, trebuie să plecați la pompe să vă aveți apă. Dar nu mai este prețul acum. Copiii asta vor. Nu acum, dar așa s-a mult. A doua propunere, sunt de acord cu domnul Mărceanu și cu domnul Mărcuț, trebuie să stabilim printr-un proiect ulterior, să stabilim o taxă pentru vitanjare. Da, nu, 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 n
parte din ele, dar nu le știu pe toate, să știți, și vă spun sincer. Deci săptămâna viitoare va veni preaviz de întrebarea curentului. Deci nu este bun. Hotărârea care trebuie luată este pentru acea sumă de bani care trebuie plătită în două luni, eșalonat de toată lumea care... Am prevăzut în proiectul de hotărâre, cei care nu plătesc, inclusiv acest, va fi debranșat ca și cum ar fi consumul de apă. Mai discutam mai înainte. Ați spus doamna aici și sper să nu greșesc. Gândiți-vă la faptul că serviciul de apă, având datorii, îl ducem în faliment. Ducându-se în procedura de faliment. În insolvență. Gândiți-vă că se închide tot și reluăm de la zero și există posibilitatea ce vă spune, rămânem fără apă, dacă o să vă convină. Pentru 50-60 lei, papuci măsii, pentru mine poate nu convine ca persoană. Dar gândim în viitor, rămânem fără acest serviciu, v-am zis bun rău. Deci bun rău, cu asigurarea măsurilor cu primăria se va duce peste tot și îi tai capul ăla care nu răspunde. Am o grămadă de discuții putem face. Putem să mai discutăm încă o zi și o doamnă. Soluția este tot aia și vreau să vin un pic în urmă. S-a întrebat cineva de ce nu a fost, de ce s-a întrebat acum două săptămâni? Știm unde a fost cauza? S-a întrebat curentul. A întrebat cineva. S-a plătit curent. Păi s-a plătit, normal. Da, da. A pus cineva problema că ei aveau datorii la curent și nu s-au plătit. Cum de s-a rezolvat? Da, dar nu puneți pertinentă discuția domnului primar. Păi, păi cum e cu datoriile care sunt? Era chestia subordonată dumneavoastră. Nu, aici e pentru că ați rezolvat-o foarte bine. Dar faceți ceva să mai ajungem în situația aia? Păi nu vreți să mai ajungem în situația, vreți iar să ajungem în situația aia? Problema e cum ai fost spus să luăm prima. Te-aș da să fie cu precedent. Cu ce ca problema? Trebuie să o lăsa așa, domnul Danilu. Nu trebuie să ajungem acolo. Păi nu trebuie, dacă acum nu luăm o decizie, ajungem tot acolo. Dumneavoastră sunteți primar sau sunteți cu locuitor în satul Covei? Și și. Păi dar sunteți primar, dumneavoastră vreau să știți dinainte ori doamnă. Nu e domnul primar. Domnule, aveți dreptate, doamna nu m-a informat. M-am trezit, păi eu m-am trezit, când am trezit, îi zice, băi, tu trebuie de ce nu merg cu hidrofoarele. Ce spune, zice, că nu m-au curent. Stai alea. Acum a venit cu altă chestie, dar ea nu este corect. De ce să-i dau eu posibilitatea aia care nu-și plătește și care poate fură, să fure în continuare și să nu plătească? Nu, nu este corect. Rău să tai de la rădăcină. Rămân fără apă un an de zile. Am refăcut toată instalația, îi venim pe fiecare, îi pun, fac o hotărâre de consiliu, nu știu ce, pe care îi găsesc că au furat, îi pun să plătească de 10 ani în urmă. Asta trebuie să pus din sat. Să vedeți mai să pun să respecte treaba după aceea. Da, dar nu-i vorba. Dar trebuie făcut controlare, domnul primar. Sunt ani de zile de când noi o tot ducem. Cât o mai ducem? Acum o crăpat. Nu vă pun eu că și când am fost eu, și când a fost domnul Durlan, și când... Toți suntem în această situație și n-am luat o măsură drastică. Domnule, dar eu propun altceva, domnule, deci tot atât discuțiv. Dar faceți cum a făcut locuitor din celelalte sate, domnule. Faceți-vă puțuri, domnule, nu vă convine cu plătița. Și vă tot tramporați apă. Nu vă convine, ia plătește, fă-ți puți, puneți pompă, puneți hidroforul, tot cheltuiește așa, dar nu vă convine, mă, plătește 5 lei. Dar să-l dau pe ala care l-am consumat eu.
în direcția... Nu pe ăla care l-a consumat altul sau care din cauza neglijenților se pierde. Doamne, trebuie pornit la un zero. În momentul zero este așa și după aia cu controle de branșat și mers că până acum a fost de bandată. Nu s-a controlat, nu s-a făcut. Din momentul ăsta pornim la zero și serviciul se fac datorie să controleze lunar să vin în fața consiliului. Se pune dar de seamă pe cât s-a branșat, cât din restanțele a plătit, cât atât, ca să vedeți că e constrâns, că altfel nu s-a făcut. O hotărâre de consiliu, în hotărâre de consiliu prin care spune că se achită de către consiliu toată suma care este și o luăm de la zero. Sunteți de acord? Nu, nu sunt de acord. Și atunci... Doamna secretar, ilegal. Eu dacă sunt... Nu pot să aprob ceea ce nu ilegal. Ilegal? Domnul Matei. Exact asta spuneți noastră, că nu este legal ceea ce scrie. Poate interzează cât dată lui sunt. Chiar în 578, prețul ăsta poate fi subvenționat de către dumneavoastră persoanelor fizice. Deci puteți susține Consiliul Local o sumă mică, din 578, doar persoanelor fizice. E singura formă în care puteți Consiliul Local să dați bani comunități. Altfel, să susțineți cheltuielile nu se poate. N-ai cum. Păi, exact asta, eu ca și consumator nu pot să susțin consumatorul. De ce? Păi de unde știți consumator? Păi dar și eu consumat, eu am consum. Contribuții 35 de milioane, contribuții 500 și ceva de milioane, nu-i consumat. Datoriile care le-a adus doamna Turlana acum, nu sunt trecute acolo. Nu sunt trecute acolo. Ce are din casat, doamna are lista separat, aia rămâne listă din casat. Când s-a făcut trecerea la primărie, către serviciu, că este un serviciu, da. S-a făcut un proces verbal de la ce s-a pornit, la ce cantitate și la ce cantitate? Nu s-a pornit. No. Și a rămas alea vechi. De ce le-a primit? Păi eu acum le luăm pe alte vechi. Alte vechi, vă spun eu cum s-au creat. Când s-au făcut alimentările cu apă, nu s-au pus contorizare, s-a scos apă foarte multă cu rezervoare din alea mari, cu mașină, se luau și le foloseau. Pentru că nu erau contorizate. Și alea au rămas, pentru că contorul principal l-a înregistrat. Domnul președinte, puneți la vot că așa o țin toată ziua. Deci, cer rugămintea la dumneavoastră, aș dori ca în acest proiect de hotărâre, la un articol, și eu cred că este legal, să prindem articolul 11, să se aprobă taxa de vitanjare atât la metru cub, pentru că este în același interes. Cum cei aprobăm acum 4,44 pentru cei cu canalizare, așa și cei care nu avem, să știm un tarif la metru cub, cât poate să ajungă vitanjul care vine. Și vine cu chitanță, plătim legal și nu mai e nicio discuție. Și la Ștefan, dacă o duceți ca să creați bani, puteți să luați taxă, plus transport. Eu vin, dar taxa asta nu se poate stabili astăzi, pentru că și o taxă asta trebuie fundamentală. Astăzi nu putem stabili nimic după dumneavoastră. Facem analize și analize și analize. O să duc în aibii tot într-o zi. Facem analize din câți bani. Niciodată nu se poate că analizăm. Eu propun ca taxa pentru vitanjare să ne-am când aprobăm impozitul taxa să vădă de plan. Tocmai în luna mai. Sau când? Nu. S-a aprobat. Tot o lămurit. Ce nu vreți să rupim gâturile la aia? Așa, și mie, și tot de trebuie. Acum e putin de gata de treabă, cu sparul și discuții. Dar dacă nu e, nu știu propunerea. La următoarea ședință vă propun să faceți un proiect de hotărâre prin care să veniți cu solicitarea asta la etajul și pentru dacă... Domnul președinte, păi nu știu dacă... Doamna secretar. Domnul președinte, un moment, dacă vă scuzați. Propun în condiție în care prețul rămâne acela, dar să fii condamnat în cercetare. Același preț rămâne până la referință. Dacă putem merge cu altă, dacă rămâne în țarința. E mai bine așa? Eu vă spun, vă trebuie să dar nimic, da. Doamne, prea până în zile și lucruri din astea. Taxa la canalizare, s-a făcut pe fonduri europene canalizarea. De ce plătesc taxa la canalizare? N-am voie că e pe mediu. Păi pe mediu e și asta vitanjarea. Taxa vitanjare, că vitanjez dintr-o fosă de animale sau o fosă de om. Domnul Dolan, îi mai dau cuvântul Maria și după să spunem la tot. Bună. Că ducem discuția de a ieta. S-a fișat la alea problemă. Am făcut.
m-am ajuns la propunem o majorare de preț. Da. Care se merge cu ea la serviciu, la serviciu are așa. Dar ei vor zice. Suntem de acord, nu suntem de acord, este bine, este rău. Îi dăm fundamentale din preț acum. Care da, dar noi doar votăm o propunere. O propunere. Ca să încercăm să luăm acest serviciu prin majorarea de preț pentru cumva consumat. Dar legal nu era prima dată avizarea celor de la ANRSC? Nu au ce să-l avizezi, dacă nu e tot un lucru. Am fost articolul următor. La articolul 10 e prima dată. Bun. Tot în același proiect. Vă mai spun ceva. Avem consum la biserică, de exemplu, din 20 de milioane. La biserică? La bidare. La bidare. Păi cum? Păi nu avem fonduri la... O debranșez. Dar oare nu sunt tot mormintele doar la biserică nu este. Bai, chiar preotul nu cred că îl face aghiazmă de 5 ori pe an. Dar doar nu o dați. Da, sunt toți cetățenii... Nu, sunt toți cetățenii și ia apă și mai ud o floare, no, mai ud un copac, mai... Da, primar, s-a construit foarte mult. Le luați în calcul. S-a construit și nu pot tot pentru cetățenii s-a construit? Da, dar acolo s-a construit, nu spuneți că luați și udă cu un litru o floare. Unde? S-a construit în exces. Hai, haideți să vedem cine ar fi putut consuma. Orice este tot ce trebuie să plătească. Dacă vedeți să verificați, ciușmeaua aia cu ginosul. Deci e ciușmeaua de la biserică. Și poate ați depunat acum, de o săptămână. Nu de o săptămână. Dar caneaua aia cu gin... A curs non-stop. Poate acum nu mai curge. De acord, nu că ud floarea tantii Maria. Asta este problema. Și asta se datorează faptului că nu au fost verificate. Nu, nu este responsabilitate. Păi, da, haideți să supunem, domnul Matei, aveți cuvântul și supunem la vot. Da, cumva vreau să nu știu să te zic votul, pentru că nu-i poate că eu să iau o hotărâre, deci nu sunt de acord cu taxele, nu sunt de acord ca cei care sunt buni, toate și plătească mai mult ca cei care e fără. Și măsurile care se iau nu prea sunt ok, dar am spus că mi-este greu să iau o hotărâre, pentru că n-aș vrea nici să desfințeze serviciul, să rămânem fără apă. Și în cazul ăsta o să votez proiectul de hotărâre, dar aștept măsuri concrete. Să punem la vot. Să punem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Eu mă abțin și vreau să motivez ceva. Deci, sunt de acord. Nu mă abțin. Să mă rog, nu e abținere. Hai să nu mă rog, votul și cu asta. 1, 2, 3. 3 abțineri? Și împotrivă? Și împotrivă? Nu, 2 abțineri. 2 abțineri. 2 abțineri. 2 abțineri. Da, deci vreau să motivez. Sunt de acord cu proiectul cum l-a proiectat executivul, numai că aș fi de acord ca apometrile să fie susținute pe buget local, nu de cetățean. Cetățeanul l-a plătit odată. De ce să plătească a doua oară? Să fie pe buget local, prindem bani la bugetul local pentru 2022, și va fi toată lumea mulțumită. Părerea mea. Că din voi știți ce vă spun și ăla din ce? Asta e viața. Când o să fie armă acolo, favorizăm și acum lucrul. Deocamdată trebuie să dăm o cale de ieșire din situația asta. Da. Mulțumesc.
Următorul proiect, da? Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnic-economici privind obiectivul reabilitare pod peste râul Turcuș din comuna Căiuț. Deci suplimentarea asta. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Vă rog, domnul Durlan, dați suport. Dacă să nu mai ajungem, acest proiect chiar reușește să iau cuvântul și vreau să întreb scurt pe domnul. Cât trebuie să actualizăm, să mărim acest proiect până se va apuca firma de lucrare? Că deja l-ați tot actualizat câteva sute... Din păcate, tura asta o sumitură. Poftim? Din păcate, tura asta sumitură. Sumitură, dar vreau să spun, nu m-am mutat la cifrele din urmă, văd că tot vin actualizări. Dar când și cum se va apuca de lucru? Ca să știm dacă mai actualizăm, nu mai actualizăm, mare finalitate, nu? Pentru că firma, tot vorbim de un an jumate, se apucă azi mâine, păi mâine. E șansă să finalizeze sau chestii contractale, licitat tot. Da, domnul Matei, a discutat. Mi se propune adoptarea hotărârii care spune să fie restul rămas de executat. Din câte știu eu, asta n-a executat nimic. Ce rest să execut, dacă el n-a început deloc? Care e unde restul? Că dacă n-a executat 0,01%. Deci nu am spus toată suma, nu cum rest. Văd de ce-ți vorbim de rest. 1 la 1. 2. În raport de specialitate, spune că trebuie să... o diferență de preț de 200.337 de lei. Ori dacă am făcut un calcul, poate nu am făcut eu bine, în propunerea noastră, este un preț de 238.401. De ce e diferența asta? Adică, mi se propune un raport de specialitate de 200, dacă facem diferența între rest rămas de executat înainte 2654.290 și valoarea rest după ajustare 2893. Și diferența e 238.000, nu 200. Adică ni se propune ceva și aprobăm altceva. Diferența e de 38.000 de lei, care aprobăm din stat, fără să fim atenți. Poate n-am calculat bine. Deci de acord, se propune 200.000, da? Ce face diferența? Deci la tot la general, așa se mi propune. Dar dacă vă uitați pe devizi, e corect în proiectul de hotărâre. Deci dacă ne uităm pe devizi. Deci devizi, dar ce mi se propune în practică specialitate? De la una îi se propune, alta vă rog. Nu la acord, în proiectul ăsta. Deci am un spart la tot. Ce mi se propune sumă, sau vă rog. Înseamnă ori la orice ce s-a dat, nu-i proiectiți, ori divizul nu are. Și aici se zice nu ești, te doresc, rămas. Da. Mi se dă la zero. După ordonanța 15, face referire la rest de executator. La noi restul e tot. Nu, e supărător. Se folosește termenul de rest. Dintr-un total, când se scade ceva, când am rămas ceva, ai indiferență, da, la scădere. Restul... Faceți, domnule, sesizări la ăștia care au făcut... Păi, dar nu acum, trecând peste faptul că nu știu când s-au apucat ei de restul ăsta, sau diferență, după mine. Care-i tot aia, dar... La urma urmii, nu știu, domnule primar, dați-mi un răspuns ce mai știți despre investiția asta. Mai sunt alte întrebări în dorit de acest proiect? Păi da, e corectă suma 200.337.08. Vă spun și de ce. Păi restul rămas de executat de 2.230.208, adică total contract, și solicitarea de ajustare cu 200.337, după aplicarea formulei de 389 pentru construcții inginerești, conform ordinii 15. Când treaba asta apare aici, diferența cu 200.000, se va până la fața atunci. Nu tu îi luat până la fața atunci. Dar valoarea condiționată. Nu e apărut un proiect, dar nu înseamnă că e greșit. Да, 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 да,
Aici, diferența asta. Deci, rămas și valoarea de este... Faceți restul, a stat după ordine 15 și valoarea tradițională. Vedeți, restul, coloana 1 minus coloana, coloana 2 minus coloana 1. Și 200 de litri, 337. Ordonanții 2430. Și pe urmă, în devizul general, e 2.892. Ce spune? Ultima actualizare a fost mai mare. S-a greșit formula din reabilitare de construcție nouă. S-a greșit formula cu demnăstitatea cruzorului, că s-a greșit două luni la actualizare. Dar nu crește dacă asta este important. Important e să, când îl putem face, nu... Pentru ne-a să trebuie să spuneți când îl face. Cu firma lor, veți o de la carf, orice din. Tot timp dăm, îi dăm, poate mai fim alte ordonanții. Deci cel mai important lucru pentru mine, cred că și pentru dumneavoastră și în primul rând pentru cetățenii, să reușim odată să-l pornim. Ne-a dat blestemul ăsta cu firma asta care așa am semnat contract, avem finanțare, avem tot și nu putem înainta. Aici e problema, că e rest, că e întreg, că numai să scoată, Doamne, iartă-mă dată la cap. În fiecare zi, când vin la primărie, prima dată am două lucruri. Sun proiectantul de la drumul interes local și sun pe ăștia de la Camino Construct. Iar când vreau să la poște prima zi, se... Un an jumate. Trebuia să existe. De un an jumat. De un an jumat. Asta a spus de la primul de asta și bine, dacă s-a apucat la prețul de achiziții, poate azi nu mai tot ceream bani sau venea ajustări de preț, tot punem, deci, face. Dar dacă nu s-a apucat... E o chestie foarte nasoală, că la fiecare ședință, când discutăm de acest proiect, eu sunt la mijloc. Eu vorbesc cu noastră, după aia iau și vorbesc cu el. O să vin cu o propunere să-l aducem la urmă. În contract nu sunt prevăzute penalități? Din execuții în termen, din începerea lucrărilor în termen, adică undeva... Încă ieși în termen. Așa pe mărinte. Păi da, pierdem bani, că mai sunt bani PND-L. Noi am semnat contractul pe PND-L 2. Dacă îl reziliem, l-am reziliat. Singura șansă, singura oportunitate este să-l cesionăm. Dar cesionarea se face cu acordul cu executantului, celui care a luat licitație. Atâta timp cât el nu este de acord să-l cesioneze, nu poți. Dar de ce noi puneți să adoptăm o hotărâre nici dacă nu aveți un contract? Haideți să-i modificăm contract sau ceva, să-i punem penalități. Dar contractul e făcut cu PNDL-ul, nu e făcut cu noi. E făcut cu Ministerul Dezvoltării. Noi am obținut doar finanțarea. Pe care noi am obținut finanțare depunând proiectul la PNDL-2. Contractul de finanțare, dar contractul nu e ilegal. Dumneavoastră sunteți beneficiar. Între executați beneficiar nu e contract separat? Cum să fie? Contractul cu el ca finanțare, dar... Păi, ca finanțare, el își ia banii după lucrări direct de la Ministerul Dezvoltării. Chiar dacă ia direct de la Ministerul Dezvoltării. Exact cum a fost procedura și la podurile celelalte de la Pralea, Pridaș și Prinț, care le-am făcut. Păi stați așa, dar ce nu putem propune la Ministerul Dezvoltării modificarea contractului, pentru că asta e rău în... Domnul Matei, orice contract are și clauze. Trebuie studiat contractul în profunzime, nu numai la... Da, exterior. Sau și la orice contract să fac și acte adiționale, deci să pot interveni cumva, pot strânge. Apoi este la cheremul lui și îmi 10 ani, așa cum vrea el, până are el chef să termine alte lucrări. Adică nu mi se pare corect, că îți bate joc de o comună întreagă. Aceste execuții sau tot. Nu e corect. Nu? El are mai mult trebuie lucrări. Trebuie să pot să împotriva lui, nu se poate mi-aș. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Nu avem soluții de constrângere la momentul ăsta. Încă e în termen, ce să-i fac?
Păi termenile îi limărim noi. Ori să vină momentul când mare 3 luni și zice că s-a făcut. Și să vă loviți. Dar bă, când e termenul din ce e mai corect? În iunie, parcă, 2022. Băi, e puțin. Credeți-mi asta, dacă nu începe de la Iuliana, noi mai face pot. Păi, visii. Dar unde n-ar veni el pe o lună să apuce și să fie aproape gata în iunie când se termină termenul și cu orice riscii mai dai în două luni, trei luni și să se lucrarea. Și ai luat și banii și nu mai ai problema asta, este pe ea. Nu poate să apuce din lucrări în decembrie, niciodată, tot în martie, april, dacă începe lucrările. În decembrie nu începe. Toți își iau concedii și iau... Asta e experiență ca oameni, ala e firmă cu 3-4 ani, trei conspirat, că vreți bani 3 ani sau ceva. Sigur, la o ședință vorbiți direct, să ascultați și dumneavoastră părerea lui. Că dacă vorbesc numai eu, îl transmit dumneavoastră și tot nu știu. Pentru ce nu se plece bătuți de aici? Câte ori pun întrebări? Exact. Păi, cu prima, la prima ședință vă rog să vă chemați, să vă ghidați. Ce vă faceți să credeți că va veni? Bine, că nu știm cum. Dacă încercăm, încercăm să vă rog. Păi chiar, aori, am știut și mă bine. Pentru că azi nu s-au apucat de lucrat. Cei că sunt niște necomportanți între el și proiectantul. Am spus două, trei ori la Iași. Cu ei, cu amândoi, ne-am pus la masă, am spus să-ți dau atent, am încercat să... Nu așteaptă niște planșe de la proiectant, care... Deci, proiectul l-au făcut, l-au dat în piață, l-am depus, l-am obținut finanțare, la un moment dat, când au venit să apuce de treabă, acolo, au constatat că e ceva și s-au oprit. Domnul primar, că faci chestii din astea. Când a licitat, a văzut ce a licitat, a fost un proiect. Băi, că el l-a licitat, fă-ți treaba și gata. Au mai fost, mai bine și note din rețetate lui. Am luat pe ăsta, s-a fugit de treaba. Bă, ce ai ceva din proiectul ăla? Așteaptă la proiectant. N-a licitat, cum nu văd ce licitează. Ce are de făcut? Dar lucrul ăsta nu s-a făcut. Adică nu vreau să crezi dumneavoastră că eu sunt avocatul lui și dumneavoastră e cu partea cealaltă. Nu, celălalt nu-i chemați, nu-i chemați în odată. Aici. Și care credeți că are un efect? Dar nu mai vreau să vin, abia l-am găsit eu, e profesor universitar la facultatea de construcții. Vă dau numărul de telefon, dacă vreți, vă luam. Poate să mă mulțumim. Hai să supunem, doamnă, proiectul numărul 90. Cine este pentru? Cu adăugarea proiectului, apoi la urmă, cine era? Da. În raport. În raport. Ține special dat. Împotrivă? Abțin. Deci 3 abțineri și 10 pentru. Proiectul numărul 91, privind aprobarea rectificării bugetului de limite și călătorie al unei crize, anul 2021. Să nu se va putea? Grosul până la vot. Cine este pentru? Abține. Domnul împotrivă. Și ultimul punct pe ordinea de zi, diverse. Dacă se zice ceva acum, domnul Răzut. Acela. Domnul Deon. Acela. Adesimul, domnul. Domnul, domnilor executiv, nu știu cum să pronunț. S-a curățat podul, dar e fiu. S-a curățat, dar cred că s-a curățat numai din frunză, că pământul e la loc. Ce rugăminte ia? Cred că vii cine s-o ocupă. Pe cine ați trimis, dacă ați verificat lucrarea? Că mie mi se pare că e mai rău ca mers. Înainte măcar avea o peliculă, era uniform. Acum, așa e, din 10, 12, 15 cm noroiul. Eu, personal, erau oameni și lucrau și le-am băieți. Dacă nu rabiți până la beton, ca să poată să vină apa din stânga de aia, să adunem colectoarele, degeaba mă știu, da, domnul Măciuț, sunteți deștept, așa face.
Că m-am întors seara înapoi, mânul era întreg. A verificat cineva lucrarea? Nu. Am altă problemă. Ce se întâmplă cu dispensarul ăsta? Dispensarul e gata de un an, doctorița stă bine mersi aici. Nu înțeleg logica. V-a zis domnul Durlan într-o ședință anterioară că recepția, dacă e gata, și dumneavoastră a spus că e gata. Da. Bun. Din punct tehnic, e gata. De ce nu se mută? O să spuneți că are niște avantaje. Corect. Putem face avantaje de să-i oferim și în partea cealaltă. Ce-o avem dispensarul? Parcare de tiruri, de parcare de tot felul, de parcări sau peste parcări. Asta e tot în executiv, face parte. Și știți, tot dumneavoastră luați covoare, nu castan. Asta e treaba. Ești primar, trebuie să răspunzi. Așa. Iar am probleme vis-a-vis... Nu sunt invidios. Vorbesc corect, domnul. Dumneavoastră, dacă vă faceți că treceți prin Consiliu, e alte probleme. Eu reprezint oamenii care m-au votat strict și la subiect. Acei oameni care m-au votat, nu-i fac direct. Dacă, dacă te întreb ceva așa, nu te supe, da? Nu. Primul era sârbofilist. Cum bune, că l-a votat pe el sau pe tine? Asta e, asta e problema. De ce ești rău? Ce? Ce? Ca o completare. Ca o completare. Nu v-ați înderedere pe domnul Sârbo. Domnul Sârbo era o valoare printre noi. Vorbiți la... Nu la noi, tu l-ai luat mai mult. Tu l-ai luat de acolo. Ce? Haideți să continuați. Haideți, da. Păi dar de ce se deplasează? E zi liberă, domnul Pătruz, la bugetare. Vă rog frumos. Am o problemă vis-a-vis de apa la Hirtiu, la școală și la Bărcești. Am dat bani, ne-a făcut acolo băi, bucătării, chestii, trestii. Nu au apă, domn primar, ce se întâmplă? Acolo nu mai ești. Rețea, draci, laci. Două puncte. Vrei să vă spun acum? Da. La Bărcești o ars hidrofon. Corect. Și la Hirtiu o să cad puțul care o să... Corect. Și nu se poate repara? Păi da. De ce sunt nevoiți XY de zic să care apă cu bidoarele? Pentru neglijență, domn primar. Nu-i corect. Da, dacă se cap puțul e neglijență. Da, dar lucrarea n-a avut garanții dacă o să cap puțul, dacă recep... l-a făcut nu știa. Încă nu are recepție. Scriți-vă la cuvânt, domnule. Am înțeles, gata. Am văzut că mai nou s-au pus marcaje prin comună, dar marcajele, mă refer la cu restricții. Nu-i prima dată când am plecat de ședință, mai plec, dacă e nevoie. Domnul Trăila, de ce nu m-am scris dacă sunteți poftic de a vorbi? Aveți dorință de a vorbi, v-am scris, vorbiți civilizat și contrabala situația. Da. Cred că te-ai crezut. Ce-a făcut? Spui problema să te uiți la colegă. Păi m-am blocat că trebuie să fii cât unul mai deștept ca altul să blochezi situația. Ce se întâmplă cu gazul ăsta? Mai știi ceva? Noutăți? Vizualii de gaz? Hai, spuneți toate și la urmă să răspund. După ce vorbim toți, nu mai ducem. Da. Bine, și ar mai fi o problemă cu... S-a turnat asfalt pe CFR acolo. Am vorbit eu cu dumneavoastră la telefon. Când am zis, domn primar, în ziua când se toarnă asfalt, hai să facem și vreo 5-6 denivelări. Că acolo o să fie pericol. O să meargă lumea cu viteză, o să apară probleme. A zis că știți, din problema asta și o să se rezolve. Uite că nu s-a rezolvat. Deja vine lumea și spune, băi, dar ce-a făcut primarul ăsta? A făcut acolo lansare de avioane? De... Da, mulțumesc! Am venit din grupul de socializare, unele persoane dau niște idei eronate acolo. Dacă nu ești racordat la rețeaua de canalizare, ești obligat să plătești ca și toți ceilalți care, sunt, care beneficiază de acele servicii. Deci, lămuriți-o acum, da, să înțeleagă, pentru că văd că sunt contre pe acolo pe numele de grupuri, că plătești, că... Fiecare din
cei care au contract, li se facturează o cantitate de apă. Dumneavoastră, dacă nu sunteți acordat la canalizare, vi se facturează canalizare? Deci, să fie clar, în cazul în care, din anumite eroare, pe o factură apare canalizare și pe acel contract nu este canalizare, că n-are omul contract, se vine cu el la serviciu apă și o rezolvăm. Dar canalizarea se facturează odată cu consumul de apă. Să știi, da, acolo am venit persoane, dau idee. Dar întrebați-le, eu n-am, nu mă gândesc așa cu alea pe Facebook, să dacă e mai bine, și așa n-am liniște, m-am mai intrat acolo, n-am niște apă liniște. Deci, întrebați, domnule, ai pe factură canalizare? Dacă vine cu factura și numărată și el nu este acordat, nu e branșat la canalizare, e o problemă. Dacă vin cu factura și pe factura nu ia pare canalizare, asta nu când plătești. Problema este liberi. Cine nu are canalizare, dar nu se plătească. Păi nu are, dar nu ia pare pe factură. Nu! Nu, să scrie și tanță. Uite, de asta v-am zis taxa de vitanzare, că cei care avem poți să se vitanzează, păi cu un tarif legal, atât la metru. Cum mi-au luat 30 de metri, cum mi-a dat și nu trebuie să plătești. Am trebuit la 19 și am luat în două chestii inclusă și rezolvă de vitanzare, pensă. Cei care au. Toate cheltuielile pe costul de timp? Nu. Acum, nu. Aici are ca de urmă, nu așa fi. Se cumulează, inclusiv la pasajer. E. Care unul e decis de așa ceva. E toată cheltuiala, e toată pierderea. Ai spus asta cu timp. De ce? De ce le-am de ce? De ce eu să o plătesc? Nu. Nu. Pipotea asta să nu le-am de la dat. Deci e inclusă și la pasajer, domnule. Aș vrea să scrie foarte clar. Nu spun eu, la articolul 1, la proiectul 89. Așa. De ce s-a băgat așa pe amenajer? Dacă noi nu beneficiem de ea, beneficiază doar străzile principale, domnul primar, restul nu beneficiază. Dar uite, la strada principală, dar nu beneficieze. Dar noi, nu zic, zic noi, satul Plitar, eu reprezint satul Plitar. De ce să plătim? Păi trebuie pentru noi de ce să plătim. Nu ne-am înțeles foarte bine. În acești 119 lei... Ce vedeți de aia? Apa potabilă și apa amenajeră, care sunt acele restanțe, vă da, domnul primar? Nu, reprezintă datorii serviciului de apă ca să poată să trebuie. Păi și ce nu s-a tras tot de acolo, apa? Amenajeră. Reprezintă datorii serviciului de apă ca să poată să funcționeze. Păi și? Reziști și canalizarea inclusă aici de astăzi. Domnul Gabă, n-a fost destul de explicit, deci cine a folosit apă pentru canalizare? Tot din serviciul, tot din puțul de apă a folosit apă, tot din acea calitate de apă. Dar eu ce zic, domnule? Că mai avem o problemă. Dacă vreți să o luăm vis-a-vis canalizare și apă, ANSC-ul nu mai aprobă nicio rectificare, nicio ajustare de preț, până nu toate serviciile, toate contractele care sunt la apă să fie și la canalizare. Dar așa fiind, ce trebuie să fie canalizare? Trebuie să vă gândiți că o să mergem cu prețul ăsta la ANSC cu care s-au propus aia, conducția numărul 1, ca să se aprobe prețul, trebuie să ai și canalizare. La urma urmei să ne gândim. Păi, ea cu pigare, voi erau mai știu pe acel punct de sunere. Ei și-o pornea treaba. Nu, n-ați înțeles. Haideți să fim mai explicit, domnul Gavră. Leo, deci ți-am zis. Dacă la o factură apare canalizare și omul are canalizare... Plătești și la canalizare. Ați înțeles? Deci factura care îți facturează, dacă ești branșat la canalizare, o folosești? Da, de cine e branșat la canalizare? Și are și apă, plătește și apă și canal. Cine nu este branșat? Nu știu, două tranșe, n-am treabă cu ele. Ăsta 2 luni, de ce nu-i și anuale? Bai să-ți pierderile de apă. Stai bun, dar ești canalizare. Nu-i anuale. E suma, dar stau. Ia problema este că dacă s-a aprobat acea majorare, e obligat să plătești canalizare. E tot de acolo. E și canalizare. Și costul 4.000 și ceva pe lume. 4.000 și ceva. Cam atât a costul. Dar lăsăm pierderi când am vin de acolo. Am înțeles, dar sunt diferența ce trebuie să plătim. Da, domnule, acolo sunt puse și canalizarea, nu e 119 lei, nu așa, asta am vrut, n-am vrut. E greu. Să mai zic, acum metru nu este pe canalizare decât pe apă. Canalizarea se procent din consumul. Aveți dreptate, dar ăia erau platnicii care n-au plătit canalizarea, ne-au băgat și nouă, nu? Și s-a făcut la total, asta vreau să zic domnul primar, n-am zis din... De aceea s-a făcut
Da, mi-a dat la total. Păi nu-i la total, nici să mai a spus foarte clar în articolul ăsta, în articolul 1. Pentru reluare așa, a fost un plan și a pomenajer. Nu vine nici în pozitiv. Aici ar trebui cei care nu au organizat, să fie urmat în soare. Pentru că urmează față, ne discutăm de 119 lei, să scoate în serviciu, din pas, exact. Ai consumat, nu ai consumat, ai pierdut, nu ai pierdut, ai pierdut, suma total. Domnule, altfel dacă... Doamne, vorbim să o luăm la spunea și omorul... Dacă vreți, mă gândeam acum ce 119 lei, i-am împărțit la două luni și 59,5 pe lună. Împărțiți de când e serviciu, la fiecare luni să vedeți cum vine 5 euro pe lună. Ce poate da omul mai acasă? Aveți cuvântul, domnul Curloan? Să vină cu așa. Putem, domnul primar, a ridicat tot la diverse. Vreau să vă pun și aceeași întrebare. Cu alimentarea cu gaz, cum stăm cu proiectul? De ce vă spun? Nu știu dacă sunteți informați sau nu, dar începând cu 1 ianuarie la anul, sunt alocați în jur de 4-500 de milioane pe surse sigure pentru alimentările cu gaz. Pe țară. Pe ce? Pe cine e nimic? Dumneavoastră... Ascult. Am să vă întreb stadiul la care suntem cu proiectul. Să fie un făcut și depus. Domnul vice, că dumneavoastră cu vă ocupați de astea, multă excavatorul. Deci, săptămâna trecută am stat la o discuție, nu vreau să dau nume la cetățenii respectivi. Erau mai mulți, între care doi. Au zis că au beneficiat de serviciile unui buldo, cineva la dărâmarea unei case, cineva la săparea unor fosi sau mă rog. În care o persoană a zis că l-a costat în jur de 40 milioane, iar altă persoană în jur de 25 de milioane. Bani care s-a dat mecanicului de pe buldo excavator. Vin cu o întrebare retorică. Acest buldo, ca și cum e taxa de vitanjare, la care tot bat apa în piu de atâta timp, ăstea sunt bunuri ale primăriei, ale cetățenilor comunii Căioți. Nu este posibil să nu luați taurul de coarne și să puneți tarife. Ca să vină niște bani la primărie, creați un serviciu sau includeți dintr-un serviciu. Merge că-i luați fonduri europene, nu se pot la taxe. Da, foarte bine. Dar banii ăia care se duc, se duc undeva. Și nu cred că persoanele respective au vorbit neavizate. Au vorbit, vă spun și eu, chiar am spus că o să ridic problema în ședința de Consiliu, în prima ședință. Chiar le-am spus, erau 8, 9, 10 persoane, nu știu, nu e, că unul, o persoană cea că vine. Chiar curios, băi, a dat unii 2500, unul 4000 de lei, să iau banii ăștia, să percep banii ăștia? Să vină la primul. Nu să vină, eu m-am întrebat. Păi dacă, cred că a cerut de la cineva buldo, dacă buldo a plecat de la primărie. Păi a plecat de la primărie. Și i-am dat banii, trebuie să și-l justifici, să spună, băi, i-am dat banii lui X. Că dacă se duce ea cineva la numele, păi știu ce să spună, se duce cineva la numele meu, la numele primăriei și ceri banul X-ului Y și îi dă-i problema lui. Nu, dar vreau să vă... Să-i dea cât vrea. Dar buldo, vă spun altceva, buldo prestează diferite activități, în locuri. În locuri a fost dus. Încasați ceva cu urma prestărilor servicii sau benevoli? Eu nu cred că-s benevoli. Consumul-le. Numai cheltuie. Consumul atât? Numai cheltuie, motorină. Uite, de-aia vă spun că vreau să mai pun o problemă și dacă vă de acord, eu văd dacă mă ține cineva în prima ședință, eu l-am creat, eu vreau să-l desițez și mă motivez de ce. Tot bat apa în piu. Nu vreau să spun eu unde e pază, nu e.
4-5 spargeri la rând. Iar a mai fost una săptămâna trecută, lângă stradă nu se vede. Ținem poliția locală cu 3-4 salariați care fac orice altceva în afară de poliție locală. Le mai dăm și haine și combustibil și tot, sunt câteva miliarde pe an, iar dânsii nu fac nimic, dar nimic pentru ce sunt plătiți. Nimic. Nu când sunt eu frustrat acum, că acolo unde am închirie, eu fost o spație, au dărmat și pereți și tot, au tăiat și nu contează. Dar nu vede nimeni nimic de ce se întâmplă în comuna asta, pentru că ei nu-și fac activitate. Fac orice. Deci fac orice fel de activități în afară de cea de polițist comunitar. Și nu știu, n-am știut, cred că taxa de poliția locală n-a mai fost când n-am fost consilier. Dar îi plătim tot din bugetul local. Haideți, domnule, să-i desfințăm. Ba, cu ce mă, eu vin cu un proiect de hotărâre, să văd cine susține și să duc acasă fiecare. Nu se mai plimbe nici în Passat, nici în Audi, nici să doarmă pe banii noștri sau fac alte activități. Că fac alte activități. Iar alte activități, dacă se duc, credeți-mă că cu orice risc, că-s botoși, când nu-s renumerați bine. Ca să știți lucrul ăsta. Și tot vă spun. Dar cred că eu un cui cu coabitare așa generală și latră, câinii latră, ursul merge și nimeni nu vrea să schimbe nimic. Dar am făcut nimic. Vis-a-vis de treaba asta. Nu se poate așa ceva. Deci chiar nimeni în toată comuna asta, când am văzut, spune, nu vede nimic, domnule, a semnat la un furt. Am avut discuții cu băieții ăștia de la post acolo. Cât mai multe locuri unde au fost spargeți și distrugeți și noi, mă rog. Și știți și mie, spun, hai domnule, da, aveți poliție locală. Păi nu mai avem. Dar ei vorbesc, domnule, domnule, că le-o spart postul de poliție. Dar nu contează, domnule primar. Ei vorbesc între acum, dacă aveți poliție locală. Domnul primar, să ajungă să ne spargă și primăria și alte lucruri, dar chiar poliția asta locală nu-și face odată o datorie. Orice fac în afară de ce trebuie să facă. Deci da, domnul Papuciu. Vin, vin în următoarea ședință, îl fac. Deci nu se poate să ducă să doarmă acasă pe banii lor. Deci vă supărați mine, toți țineți în brață niște lucruri, debarasați ori, puneți-le la treabă. Puneți-le la treabă, dați-mi papuci măsii. Eu nu vin neapărat, dar dacă nu se poate, toți spunem, dar nimic nu fac. Mă, e unul, dar restul... Unul face foc la centrale, mă rog, unul pe buldo, pe tractor, pe nu știu ce, unul e nu știu unde și cine vine. Nu se poate așa ceva, îți supărați că scăpușă pe mine, chiar nu vreau să mă salute. Atâta timp cât și-ar face datoria, n-am nimic cu ei. Măcar 20%. Dar nu se poate așa ceva, nu se poate. Că o spart postul, foarte bine. Avea un polițist local, poate vedea, că a spart acolo de 5 ori, foarte bine. Vedea cineva, mâine o să sparg la oameni ăștia, foarte bine. Vede cineva să face simțitul prezență, dar n-are nimeni nimic, nicio treabă și cu gunoaie, că dacă mai duce tractorul nostru cum duce, să fie sănătos câte căruși de la tot din națele de gunoaie le duce pe oriunde și în orice fel. Nu-i vede nimeni. Păi de unde să-i vadă dacă ei sunt inexistenți? Eu n-am nimic cu ei ca persoane. Nu bănuiesc că sunt lăsați să facă ce fac. Asta ar fi o problemă. Vreau să vă întreb dacă din banii pe lucrări de situații de urgență s-a executat ceva din cei 1.660.000 de lei. Îți termin anul. Dacă s-au reglementat situațiile care au fost. Dacă s-a făcut ceva sau și ați plătit banii ăștia la o societate. Pentru că e o sumă și vrem să vedem ceva ce-o distrus. Da, felizând dacă s-a reparat ceva, sau s-a făcut sau nu. Iar, încă o întrebare, drumul din cartierul CFR, costurile reale, 1.130.000 de lei, reasfaltarea care a fost în kilometru jumate? Dar nu doar. Poftim? Nu, dumneavoastră, numai ce e. Asta vreau să... Din ce s-a audit? Dar de ce o altă... Da, am zis ceva. Și aș mai vrea un lucru cu iluminatul public, să schimbați ora, că am mai dat în comentariu și pe WhatsApp, schimbați ora și puneți la fel pentru toată comuna. În unele locuri
Sunt unele locuri, nu sunt. Sunt locuri unde e abundență de becuri, sunt locuri unde nu sunt deloc. Și nu vreau să dau exemple că ca de aia în extrema aia care Durlan ce are cu cineva. N-am nimic cu nimic. Ceea ce vă spun sunt niște lucruri reale și vi le spun exact cum sunt și le citesc din hârtii și din ce e. Asta am avut. Mulțumesc. Domnul probleme, scurt. Domnule primar, ne-ați ajutat odată pe noi, concepeținile și căuții, să lămurim o situație creată între cetățenii Căiuțului și societatea care a preluat în arestă terenul respectiv. Mă refer la situația cu gunoiul ăla care pricinuia mari negaturi cu un an, doi în urmă. L-ați invitat reprezentantul societății respective, am clarificat-o, s-a rezolvat într-o oarecare măsură. Vă rog și de această dată să ne mai sprijiniți, în sensul că să mai invităm o dată cu dumneavoastră sau un reprezentant de la societatea respectivă, să ne rugăm frumos că atunci, dacă ne amintim, eu l-am rugat pe domnul Cădan să țină cont de câteva aspecte. Retribuirea care se face pentru orientarea terenului, retribuire în bani sau în produs, în cereale, să se facă pe sat. S-a făcut fracționat. Caz concret, la Hârtiu s-a adus doar porumbul pentru grâu, oamenii au trebuit să vină aici, și nu în ultimă instanță, dumnealor, pentru o comună cum e Căliuțu, nu face o planificare concretă pe sat, astfel încât ăla de la Coțofănești n-are de ce să îi ia din timpul celui de la Hârtiu, când a fost alocat timpul pentru Hârtiu, veneau cu zeci de tone din alte părți și așa mai departe. Nu în ultimă instanță, am venit cu o rugăminte. Domnule, trăim, suntem prin 2021, tehnica a mai evoluat. De ce trebuie să stea bietul cetățean, să stăm cu toții acolo, să încărcăm saci, zeci de saci, de la mașină, când s-ar putea să se vină cu saci egalizați, cântăriți odată, iar cântărirea să se realizeze, să se facă doar pentru cantitățile mici, alea care rezultă ca diferență din totalul deprimit în totalul sumei din sacilor egalizați. Deci, încă o dată doresc așa, să nu mai discutăm de faptul că trebuie, dacă nu am fost de acord noi cu cetățenii, toți cetățenii Căiuțului, când am făcut eu ani de zile în urmă o propunere, să ne constituim și noi într-o consiliu, comisie, ceva, de relaționare între noi și această societate, prin faptul că în contractul respectiv sunt doar cuvintele dumneavoastră. Adică clauzele contractuale, plecând de la cantitatea care trebuie să ne se acorde, pentru că e vizibil că între Căiuți, comuna noastră, cantitatea de primită pe hectar este la jumătate față de alte comune cu terenuri relativ egale în productivitatea terenului respectiv. Și aș putea să dau exemple, nu vreau să mă mai rețin pentru aceste chestiuni. Deci, dintotdeauna, în contractul ăsta trebuie să reținem în contractul respectiv clauzele noastre ale celor care arendăm terenul, nu se regăsesc. Îl rugăm frumos cu dumnealui atunci, spunea, băi, aveți decât să vă constituiți și pe noi nu ne mai interesează. Nu, lucrurile nu stau așa, că la urma urmei ar trebui să țină cont că suntem parteneri. Asta a fost o problemă. A doua problemă. Se tot trâmbițează de ani de zile inactivitate, despre inactivitatea poliției locale. Domnii mei, să ne reamintim. De la intrarea mea în Consiliu, am spus-o clar și m-am rugat frumos. Am făcut câțiva pași și am constituit comisia cu reprezentanți din cadrul Consiliului Local să întocmim acel plan de ordine și siguranță publică. Poliția locală funcționează în baza a două lucruri. Este legea poliției locale odată cu înființarea ei la nivel de țară și după aia este ceea ce prevede funcționarea Consiliului Local și așa mai departe. Deci dacă am făcut pasul ăla și am constituit al cărui președinte dumneavoastră sunteți conform legii și ne-am mai ales atunci, n-am mai făcut pași în continuare.
ca să evităm aceste continui discuții critici asupra activității poliției locale, propun să intrăm odată în rând cu această chestiune, să procedem iar la întocmirea acelui plan de ordine și siguranță publică, în baza căruia să funcționeze. Noi, Consiliul, să chemăm la raport și periodic să raporteze despre realizarea celor prevăzute în planul respectiv, facem analiză, stabilim măsuri. Altfel, lăsați doar atât la, de ce să nu zic, la, doar la coordonarea de către dumneavoastră și a celor care mai stabiliți, va fi nu ordine, dezordine și vor continua și vom, ne vom plânge de inactivitatea lor până peste poate. Vă mulțumesc! Domnul primar, mai ales să-mi spuneți ceva? Eu nu. Eu sunt dacă mai...